Bună seara! În primul rând vreau să vă mulțumesc din suflet că sunteți în număr atât de mare, într-o zi de vară, într-o zi de concedii până la urmă, pentru un eveniment, spun eu, foarte important, vorbim despre relațiile de cuplu. Aș vrea să mulțumesc, în primul rând, gazdei noastre din această după-amiază, din această seară, librăria Humanitas de la Cismigiu, pentru că ne-am lesnit realizarea acestui eveniment, Dansul Relațiilor, atelier de îmbunătățire a vieții de cuplu, un eveniment cultural care deschide seria întâlnirilor cu cititorii. În cadrul campaniei te așteptăm în librărie, pentru că în urmă cu câteva zile, pe 3 august, a debutat a 10-a ediție a campaniei Te așteptăm în librărie. O campanie, un proiect cultural la nivel național, cu acoperire națională, cu foarte multe librării partenere, atât în București cât și în țară. Acest proiect, aflat la 10-a ediție, este organizat de către editura Herald, iată 10 ani de eforturi susținute, atât din partea editurii Herald, dar mai ales din partea librăriilor, din partea librarilor cu care noi colaborăm foarte bine și de la care avem la fiecare sfârșit de campanie un feedback foarte bun. Vom povesti în această după-amiază, în această seară, pe marginea noutăților editoriale, apărute în colecția PAS în 2 și am puțin mai târziu să vă detaliez puțin despre această colecție, colecția PAS în 2, Psihoterapie de cuplu, a editurii Herald. Cărțile lui Harriet Lerner, aș spune că este un eveniment serie de autor. Ghidul căsniciei, dumneavoastră vedeți cărțile expuse pe aceste măsuțe, Ghidul căsniciei, Dansul relațiilor și Dansul furiei. Așa cum spuneam, titlul ale cunoscutei autoare, psiholog clinician cu o foarte mare și bogată experiență în domeniul relațiilor de cuplu. Alături de invitații noștri, Lizeta Maria Oprea, jurnalist. Numai puțin să spun și despre fiecare. Lizeta, împreună cu Andrei Bogdan Vulpescu și Gina Enache, am fost astăzi la emisiunea ei Adevărul Live, ea realizează emisiunile Pastila de Motivație și Adevărul Live. Andrei Bogdan Vulpescu, jurnalist, blogger, scriitor. Irina Calomir, psiholog clinician, psihoterapeut la Mind Education, școala pentru cuplu și cu această ocazie trimitem gândurile noastre de bine către fondatoarea acestei școli, Domnica Petrovai, care și ea la rândul ei a făcut o postare astăzi și este alături de noi și de acest eveniment. Noi am colaborat mult cu Școala pentru Cuplu. Gina Enache, tupa psihoterapeut, psiholog clinician, colega Irinei Calomir, la fel la Școala pentru Cuplu. Cati Călin, trainer. Cati Călin este trainer, consultant în metoda ESPERE a lui Jacques Salomé la centrul Amaneser. Alături de invitații noștri vom încerca, și îmi doresc foarte mult acest lucru de la acest eveniment, vom încerca să împărtășim dumneavoastră, publicului, cititori, informații foarte utile, regăsite în paginile celor trei cărți, dar și exemple din cazuistica și bogata experiență profesională a invitaților noștri. Pentru că adevărata intimitate se construiește pe îndelete și depășește limitele eroticului, cărțile din colecția PAS în 2 propun diverse abordări ale cuplului din mai multe perspective, le-aș spune. Istoria culturală, neurobiologia, psihologia, istoria, antropologia. Miza acestei colecții PAS în 2
este să vină în întâmpinarea celor care își doresc să se înțeleagă mai bine pe sine, să se regăsească și care urmăresc totodată să aibă o legătură emoțională și psihică mai profundă cu partenerul lor. O înțelegere, aș spune, cât mai atot cuprinzătoare a celuilalt, a partenerului nostru și a mecanismelor care stau la baza unui trai în doi împlinit, este calea către construirea unei relații de cuplu echilibrate, armonioase, care permit atât conviețuirea, cât și autonomia a două personalități. Pentru că, până la urmă, în orice cuplu, suntem doi, noi și partenerul, și, bineînțeles, al treilea lucru foarte important, așa cum vorbeam astăzi în emisiune, este vorba despre relația noastră. Ambii parteneri trebuie să aibă grijă de ea. Câteva titluri din colecția Pas în Doi, Configurați pentru Iubire, de Stan Tatkin, Dăruiește iubirea care vindecă, de Hartley Hendricks și soția sa, Helen Hunt, Primește iubirea pe care o dorești, Ghid pentru cupluri, tot de Hartley Hendricks, Geografia intimă a femeii, Natalie Anger, o celebră jurnalistă din Statele Unite ale Americii, Sexualitatea masculină a celebrului psiholog clinician Michael Bader, Abilități de relaționare în cuplu, Matthew McKay și Patrick Fanning, Cum să ne simțim bine împreună, David Burns, Acționează cu dragoste, Russ Harris. Toate aceste cărți, alături de cele trei pe care noi le-am menționat puțin mai devreme, Dansul furiei, Dansul relațiilor și Ghidul căsniciei de Harriet Lerner, fac parte din colecția Pas în Doi a editurii Herald. Și acum procedem la evenimentul nostru cu rugămintea, dacă sunt întrebări, pentru că ăsta este scopul acestui eveniment, dacă sunt întrebări din public, întrebări care ne frământă, bineînțeles, pe toți, ceea ce privește relația cu partenerul nostru, să aveți curajul și să le putem discuta în această seară și, bineînțeles, să găsim răspunsuri la aceste întrebări. Prima întrebare i-aș adresa-o Gina Enache Tupat. Gina, pentru că noi astăzi am vorbit câteva ore mai devreme despre furie, pe lângă infidelitate, gelozie și multe alte lucruri care ne frământă, să spunem, comunicarea în relația de cuplu. De regulă, oamenii evită să simtă furie. La ce este ea utilă? Și ce se întâmplă, de fapt, dacă noi nu ne exprimăm sentimentul de furie? Bună seara, Sorin! Bună seara tuturor! Sunt tare bucuroasă că ne aflăm aici și vorbeam și cu colegii noi mai devreme că sunt tare încântată că există un interes din ce în ce mai mare pentru relațiile de cuplu și pentru viața noastră emoțională. Și noi la Mind Education și Școala pentru Cuplu ne axăm pe asta și avem tot felul de evenimente și scriem articole, vrem să venim în întâmpinarea și în sprijinul cuplurilor și în sprijinul oamenilor pentru a învăța să gestioneze emoțiile. Mă bucur foarte mult că vorbim despre furie. Este o emoție care, într-adevăr, este privită cumva cu judecată, ca și cum dacă simt furie, e o emoție negativă care trebuie îndăturată. Furia reprimată. Furia, ca orice altă emoție, cum ziceai și tu, are o funcție. Orice emoție pe care noi o simțim în momentul de față este procesul unui lung șir de ani din evoluția noastră ca specie, care a avut o funcție în supraviețuirea noastră ca specie. Astăzi, creierul nostru funcționează după aceste pattern-uri după care s-a construit de-a lungul timpului. Poate nu mai sunt la fel de utile în momentul de față, dar furia are funcția ei de a ne ajuta să ne dăm seama când ceva nu este în regulă, când ceva ne deranjează, când o nevoie de-a noastră nu este îndeplinită, când nu suntem în contact cu noi. Depinde ce nevoie se află poate și este. Nu cred că se mai rog. Da. Și este foarte important, în loc să ne reprimăm furia, să o evităm sau să încercăm să o înlăturăm, mai degrabă să o ascultăm.
Asta nu înseamnă să o exprimăm în modul în care vine de cele mai multe ori, pentru că poate vine cu tendința violentă, agresivă, de a fi exprimată, dar de a înțelege ce este în spatele furiei și de a înțelege care e nevoia din spatele ei, care e nevoia care se ascunde în spate, care mă împinge să... ce însemnarează emoția asta, de fapt. Și să comunic cu celălalt, să-i spun care e nevoia din spate, să-i spun ce mă deranjează, să-i spun ce îmi doresc în relație. Transparent. Andrei, furia este un semnal pe care trebuie să-l luăm în seamă, spune în cartea Dansul furiei Harriet Lerner. Mânia noastră poate fi un mesaj că ne simțim răniți, că drepturile noastre sunt încălcate, că dorințele, așteptările, așa cum spunea și Gina, așteptările noastre nu sunt împlinite de către partener. Cât de firească, de normală este furia în acest context precizat de Harriet Lerner, pentru a nu trece cumva linia de demarcație, să spunem, a patologicului. E firească furia și indignarea noastră atunci când ne sunt compromise, să spunem, niște principii, niște valori, niște credințe în care noi credem? Păi ca să dezbați asta, mai întâi trebuie să identifici care sunt principiile și valorile, să vezi dacă le ai întâi. Nu cred că foarte mulți oameni se apleacă în direcția asta. Asta înseamnă cunoaștere și necesită timp și poate să doară la un moment dat. Așa că mai bine nu ne cunoaștem. Evităm oglinda sau când ne uităm în oglindă, ne uităm doar ca să vedem dacă avem o șuviță albă sau nu știu ce. Furia cred că poate fi și un factor motivațional, dacă vrei. Poate fi și așa. Hai să nu mai... Mie nu-mi plac discuțiile care duc obligatoriu în zona de traumă, rănit. Nu-mi plac chestiile astea. Mie îmi place să văd resursa din orice poveste. Și atunci, dacă, de exemplu, am o zi proastă, ziua aia poate să mă enerveze. Dacă nu sunt în contact cu mine și nu mă cunosc, e posibil să mă duc asupra celuilalt și să-l fac pilaf, într-un fel sau altul. De ce? Pentru că ziua aia nu-mi place. Se întâmplă. Mai sunt oameni care se folosesc de furie pentru a obține ceva. Dacă ați fost atenți în cercurile de prieteni, întotdeauna există o persoană, cel puțin o persoană, care vrea să se impună cu orice preț. Întotdeauna este o persoană care vine pe turnantă și așteaptă să greșească aia. Sunt vreo 2-3 care sunt pe la mijloc și sunt semi-pasivi, fiind ba de partea ăstora, ba de partea lor agresați. Mai e unul care este ciuca bătăii de fiecare dată, ăla e prostul grupului. Și care mai latră din când în când. Știi? Că se mai simte și el și zice, bă, dar ce aveți? Și inclusiv ăla e furios, uneori. Așa? Deci după cum vedeți, furia asta îmbracă și ea tot felul de... o paletă destul de mare de formule, să zicem. Și atunci, de exemplu, o persoană care nu are foarte mare încredere în sine se poate folosi de acest joc al furiei, de această ridicare de ton, de această manipulare, da? Asta e până la urmă, pentru a obține ceea ce își dorește. Ceea ce își dorește poate însemna orice. Mergi cu mine la film pentru că așa vreau eu și te ține așa constant în chestia asta, pentru că așa am învățat încă de mic, că dacă urlă, îi se dă. Este un lucru comportamental, dacă mă întreb pe mine. Eu am un exemplu foarte clar, îl văd des. Exact asta se întâmplă în cuplul respectiv. Unul urlă, celălalt urlă și el și la un moment dat, mă rog, găsesc eu o cale pe acolo. Așa că eu cred că trebuie să fim mult mai atenți cu furia și să nu punem neapărat o ștampilă pe ea. Trebuie să vedem exact fiecare caz în parte, cum se manifestă și în ce zonă se încadrează. E ușor să zici, domne, da, furia este o emoție negativă. Ok, e o emoție negativă, dar ce faci cu ea? Asta e întrebarea, pentru că și eu sunt furios uneori. Se întâmplă să am o zi proastă? Da, se întâmplă, toți avem zile proaste, așa? Oricât de mult am cunoaște, oricât de mult ne-am cunoaște, se întâmplă să te trezești dimineața, se doare spatele. De la 40 încolo, ce durere de spate. Nu? Nu-i așa? Bun. Dacă te cunoști temeinic, zici, ok, lasă ziua asta că e proastă, hai să văd cum îmi adaptez activitățile zilnice, astfel încât să nu fiu nevoit să-mi folosesc spatele prea mult. Altul o să urle toată ziua, da? Și o să dea vina pe alții, pentru că ziua nu e proastă în ziua respectivă. De-aia zic, în momentul în care
reușești să te cunoști, așa cum spunea și Gina, știi mai ușor de unde vine furia aia. Știi să identifici și știi să și lucrezi cu ea. Ați văzut când treceți pe stradă, mi s-a întâmplat că mai toți stau prin cartiere, bănuiesc, da? Să treci așa pe stradă și să auzi o chestie dintr-o bucătărie. O discuție încă mai colovială între două persoane, în care, de principiu, femeia stă în geam pentru că ea trebuie să fie auzită și doar pe ea o auzi. Nenorocitule, porcule, iar ai venit pe azi, iar nu știu ce, și de undeva din fundal se mai aud numai frânturi, care de obicei sunt fie mă, fie cratimă, fie ta, fie măta întreg, cum a învățat fiecare pe acasă. Mai o jurătură, mai un trântit de ușă, mai o tigaie pe jos. Vezi? Și aia este o manifestare a furiei, dar tu auzi doar bucăți din ea. Dar tu nu știi cu ce s-a întâmplat acolo. Și atunci de asta trebuie să ne uităm, de fiecare dată când apare un conflict, trebuie să vedem, băi, ce a fost acolo? Poate unul a avut o zi proastă, poate unul chiar a călcat pe becul râd de tot. Poate n-au reușit să se înțeleagă cu privire la, știu eu, nu știu, uite, o vacanță, de exemplu. Cât sunteți în cupluri aici? Ia să vedem, să ridicați mâna. În cupluri, da? Cine decide vacanța de la voi din cuplu? Îmi zice cineva? Cine decide vacanța? Vă rog? Copilul. Copilul? A, voi deja sunteți un cuplu extins. Am înțeles. Dar înainte să apară copilul, cine decidea? Evident eu. A, exact. Despre asta e vorba. Vezi? Deci, simplu fapt că încercăm să mergem într-o vacanță, bărbatul e mai pragmatic și zice, bă, pe mine nu mă interesează nu știu ce hotel, eu vreau să am vedere la mare, să ajung repede pe plajă, că n-am chef să car toate papornițele, toate nenorocirile pe care le faci tu acolo pentru plajă. Eu vreau să ajung repede la bere și la apă. Nu mă interesează. E, atunci intervine ea și spune, da, dar nu vreau la etajul 3 pe colț, eu vreau la 2 pe centru. Vreau neapărat să-mi iau și pachetul cu spa. Și de aici s-a terminat. Se întâmplă lucrurile astea, se întâmplă lucrurile astea. Și vezi cât de ușor poate să apară furia? Câți dintre oameni credeți că o să stea la masă și o să spună, bă, ok, hai să vedem, uite, îți iau ție pachetul cu spa, dar stăm totuși pe colț la 3. Se întâmplă? Nu prea. De ce? Pentru că fiecare vrea să câștige. Și asta e una din marile probleme de relaționare. Și oamenii nu înțeleg chestia asta. Vor să-și impună punctul de vedere, pentru că altfel au senzația că vor suferi. Păi și dacă încerci să stai la 3 pe colț? Ai senzația că a câștigat el ceva? Că și el tot pe colț la 3 stă. Să nu-ți imaginezi că el stă la parter și vin niște dansatoare negrese de-astea și îi dau cu niște frunze de alea mari de palmier și fac aer condiționat natural, știi? Nu se întâmplă chestia asta. Da? Iată, vezi? Mulțumesc, Andrei. Vorbesc mult, să puneți bordiță în urmă. Da. Pentru că... Pentru că mai devreme, cumva subliminal, te-ai dus spre zona de negociere. M-aș referi la cartea Ghidul Căsnicei, este un capitol special. Cum negociem și ce caută negocierea într-o relație de cuplu. Și aș vrea să o întreb, pentru că am abordat și acest subiect astăzi în emisiune pe Lizeta. Ce înseamnă negocierea într-o relație de cuplu și cât de benefică este faptul că, cât de benefic este faptul că ne putem, ca oameni evoluați, vorbim de oameni evoluați, educați, să ne așezăm la masa tratativelor cu partenerul și să negociem. Știu că sună ca un termen din business, negociere. Dar până la urmă, despre asta este vorba, pentru că noi vorbeam astăzi și de compromis. Dar relația e un business, mă. Okay. Relația e un business. Exact despre asta. Dacă vrei să meargă, să nu dea faliment, win-win. Nu e un business, trebuie să ai cultură organizațională în ea. Nu merge altfel. Deci, Lizeta... Da, contradicție cu ce zicea Andrei, cred că el zicea că n-ar trebui să punem cu parte părările fiecare. Eu chiar cred că ar trebui să ne uităm cu părerea noastră și să vedem cât de multă nevoie de iubire avem fiecare. Pentru că, oarecum, fiecare dintre noi avem înăuntru un copil foarte rănit. Și rănile sunt diferite. Văd că Andrei nu este de acord. Și în funcție de asta, cred că se face și negocierea. Iar nevoile fiecăruia dintre noi, fix despre asta vorbesc. De multe ori, astăzi în emisiune vă întrebam, cum ne dăm seama de nevoia fiecărui partener?
toți suntem diferiți, e clar că avem nevoi diferite. Există acele nevoi primare, dar există și nevoile fiecăruia dintre noi. Și vă spuneam atunci când mie mi se pare și am citit într-una din cărți, mai știu exact care, cât de important este să ne uităm la faptul că noi oferim fix ce avem nevoie. Ei bine, negocierea, cred că despre asta este vorba, despre a fi atent la partenerul tău ce are nevoie. Dacă el are nevoie, de, cum zicea el, să aleagă unde mergi în vacanță, poate pentru mine nu e atât de important să-mi impun punctul de vedere. Că vreau... Dar la voi de ce e întotdeauna important? De ce nu putem să generalizăm? Opa, da. Nu cred că putem să generalizăm. Este atât de important pentru... Câte femei sunt aici? Este important pentru noi să nu ne mergem de urmă? Nu? Câteodată cred că putem să negociem și să îl întrebăm pe partener. Uite, vreau la spa. Că tot zicea, unde vrei să... Mă gândesc. Este important să ne punem la masă și să negociem, să întrebăm. Astăzi vorbeam pe emisiune și spuneam că nu știu câți dintre noi și de multe ori ne alocăm spațiul ăsta de a sta măcar o dată pe lună și de a vorbi cu partenerul, care sunt nevoile tale, ce înseamnă pentru tine iubirea, cum aș putea să fiu alături de tine. De multe ori nu facem asta. Dar tu știi cu asta că nu avem timp, că e o scuză, nu? De multe ori chiar nu avem timp, să știi. Adică, din punctul meu de vedere, iată, dacă spui că n-ai timp, n-ai ce să cauți într-o relație. Pentru ce ești într-o relație? Ca să nu fii singur, nu? Păi nu, serios. Și de multe ori să știm, ne punem la masă când deja noi nu mai funcționăm. Știi? Ne punem prea târziu și invocăm pe aia nepotrivire de caracter. Wow! Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu te mai vreau, văd direct. Asta înseamnă nepotrivire de caracter. Nu te mai vreau, prietene. Dar înseamnă că am evoluat diferit. Păi și aia e același lucru, să știi. Și aia e același lucru. Nepotrivirea de caracter, că până la urmă înseamnă că am evoluat diferit, pentru că așa cum discutam astăzi, dragostea durează sau nu durează doar 3 ani? Nu știm. Dar e clar că în timp noi evoluăm diferit, nevoile noastre se schimbă și atunci, da, apare nepotrivirea de caracter. Ori evoluăm împreună și suntem atenți la nevoile partenerului nostru, ori evoluăm separat și atunci, da, apare nepotrivirea de caracter. Microfonul vreau. Nu ți-l mai dau. Am eu un plan suficient de... Irina, cum gestionăm emoțiile precum teama de a spune ceea ce gândim sau ceea ce credem în relația de cuplu? Înainte de să spun la întrebare, aș vrea să vă spun bună seara și să vă felicit pentru că sunteți aici în această seară și că ați ales să o dedicați relației de cuplu. Și să salut și inițiativa Editurii Literar de a face aceste evenimente, care cred că sunt foarte, foarte importante pentru noi toți. Mai ales că suntem într-o perioadă în care acum începem să arătăm mai mult interes asupra relației de cuplu, care de fapt are impact în tot ce înseamnă viața noastră, de la relația cu copilul, la relația la muncă. Și ca să răspund la întrebare, spuneai ce se întâmplă când am o emoție, atunci cum gestionăm emoțiile, precum teama, de exemplu, teama de a spune, discutam astăzi, teama de a spune ceea ce gândim sau ceea ce ne dorim într-o relație, pe principiul, dacă mă duc acum și spun ce îmi doresc, s-ar putea să fie reactiv sau reactivă și să ia o decizie care s-ar putea să nu mă avantajeze și atunci mai bine tac din gură. Cred că ne ajută foarte mult să ne gândim la faptul că noi învățăm să știm ce vrem, ce avem nevoie și care sunt nevoile noastre când suntem mici, cu ajutorul părinților. Dacă părinții au capacitatea și abilitatea de a ne învăța cum să ne exprimăm, vom putea să o facem foarte ușor ca adulți. Dacă, de exemplu, părinții noștri, atunci când am fost mici, din diferite probleme pe care le-au avut, nu au știut să ne asculte și pe noi, să ne explice ce emoții simțim, cum trebuie să exprimăm asta într-un mod în care celălalt să ne audă, cumva purtăm modul ăsta de-a lungul vieții. Și ajungem într-o relație de cuplu în care în momentul în care vrem să spunem ceva, ne este foarte dificil să exprimăm. Pentru că,
Și aici pot să apară diferite motive. Mi-e teamă că dacă spun ceva, partenerul meu o să se supere. Și dacă se supără, mie de fapt mi-e foarte greu să gestionez supărarea lui. Îmi e greu să spun ceva pentru că o să mă pedepsească, o să-și tragă afecțiunea. Și cumva intrăm în aceleași pattern-uri. Adică nu spunem, dar de fapt frustrarea asta se adună în relație. Și ce avem de învățat, cred, este să odată să vedem de unde vine teama asta, ce din copilăria noastră și ce din relația cu părinții ne-a învățat să funcționăm în felul ăsta. Și apoi, prin conștientizare, să începem să exprimăm, dar având mereu în gând ideea asta că exprim, nu exprim ca partenerul meu să facă neapărat asta, ci exprim pentru mine, în primul rând. Și da, o să am o emoție de vinovăție, poate, sau o să simt un mare disconfort în momentul în care partenerul meu spune ce cu prostiile astea, nu vreau să aud părerea ta. Dar cumva, cred că e foarte important să avem focusul pe noi și că e foarte important să fim doi în relație și să exprimăm. Pentru că altfel, dacă nu exprimăm, frustrarea aia care se adună, tot în relație este. Și atunci nu facem nimic, doar repetăm niște pattern-uri. Cam asta aș răspunde la întrebarea ta. Cred că e important să luăm de fiecare dată în calcul ideea asta. Ce variante am? Asta e cea mai importantă întrebare din punctul meu de vedere, la orice situație. Ce variante am? Asta cu exprimarea emoțiilor, da? Să spun ceea ce simt. Azi dimineață mi-a scris o fată și mi-a zis că cunoaște un băiat de vreo 2 luni de zile. Este așa o relație sub aburii îndrăgostirii, da? Adică e foarte frumos, se explodează, e în regulă. Dar nu prea vrea asta. Adică nu prea doar asta. Fiecare stă la casa lui, nu există... Adică n-ar fi neapărat o relație, știi? E așa, o chestie. Dar ea nu-și dorește și doar atât, vrea mai mult și nu știe cum să-i spună. Și m-a întrebat, ok, ce să fac? Și întrebarea mea a fost instantanee. Ce variante are? Pentru că în momentul ăla creierul începe să lucreze și să-și dea seama, ok, care sunt variantele? 1. Rămân în chestia asta, mă îndrăgostesc și mai tare și în momentul în care o să-i spun, știi, eu vreau mai mult, s-ar putea să plece, da? Și o să doară mai rău. 2. Îi spun acum, pleacă, ratez niște partide extraordinare, dar se mai găsesc, nu? Vezi? Imediat încep și spui pe foaie lucrurile astea. Și vezi ce ai de câștigat în toată povestea asta, pentru că întotdeauna ai ceva de câștigat. Dacă o iei din start că pierzi, rămâi. Rămâi și o să pierzi mai rău după aia. Vă rog, a ridicat cineva mâna. Păi are bine peste 30. Deci nu e chiar tânăr în acceptul ăsta românesc, că la noi deja la 30 de ani ești bătrână, nu știu de unde ai ieșit asta. De-aia și atâta grabă, știi? N-ai un rost dacă ai 30 de ani și n-ai zis copii și familie. N-ai niciun rost, mămică! Mie mi se pare important de adăugat faptul că atunci când ne îndrăgostim și intrăm într-o relație, avem tendința de a ne schimba. De a ne schimba foarte mult pentru a arăta că suntem suficient de buni, că suntem așa cum își dorește partenerul nostru și după un timp, după ce, nu neapărat aia 3 ani de care vorbeam astăzi, după o perioadă scurtă de timp, începem să ne mai relaxăm și ne dăm seama că, stai un pic, că ăsta care a intrat în relație nu sunt eu. Vrei să arăt ceva? E tot teamă. Am vrut să punctez. Ai spus că ne schimbăm. Fiecare dintre noi. Oare ne schimbăm? Te schimbă joci teatru. Da, nu știu, pentru partenerul schimbarea nu apare atât de brusc. Nu, ne schimbăm și suntem poate conștienți că schimbarea e bine sau noi de fapt încercăm să impresionăm partenerul, pentru că la începutul relației fiecare încearcă să se impresioneze pe celălalt, să arate ce are mai bun. Adică nu ești cu schimbarea, automat nu este în bine, pentru că până la urmă suntem bine așa cum suntem noi în momentul în care ne acceptăm așa cum suntem. Avem o întrebare acolo. Am văzut o mână ridicată. Vă rog. Vreau să mă întreb că credeți că nu există o relație între un el și o ea dacă nu stau împreună? Bineînțeles că există. Bineînțeles. Nu, ea își dorea să se apropie cu totul. Din punctul meu de vedere, e bine să stea fiecare la el acasă. Aș vrea să răspund eu la asta, dar cum eu sunt cu metoda Esperei care e vizuală și vreau să vă și văd, aș vrea să vă arăt cum e cu asta. Și am nevoie de 2 persoane, de preferință un ea și o ea, ca să pot arăta cum e cu relațiile acestea. Un ea, un ea, mă rog. Da, avem o ea,
Ea e pregătită. Ia să vedem când va fi pregătit. Da? Mai întotdeauna în viață. Nu știam pregătită. Depinde. Cam așa. Așa. Ea este pregătită să ia relația. Eșarfa aceasta pe care o țin aici nu e o simplă eșarfă, ci arată relația dintre oameni. Cu bine spuneai. Într-o relație nu suntem doar noi doi, ci relația e vie. În funcție de cum o ne hrănim. Ea e pregătită de o relație, avem nevoie de un el care să țină celălalt capăt de relație. Uite, mă ofer eu. Bun, ei bine, relația aceasta, după cum ai zis, e o relație amoroasă. În espero, o numim o relație de întâlnire. Există îndrăgostirea, există pasiune, ne întâlnim dacă avem chef, dacă nu avem chef, nu ne întâlnim. Ne întâlnim pentru tot ce e mai bun. Prima etapă în care suntem, de fapt, cumva unul. Dar haideți să vedem cum e, ce vrea să spună ea. Ce vrea să spună ea este că momentan e sau nu e ok cu relația asta de întâlnire, dar ea vrea să întindă o altă relație, ca relația de cuplu. Relația asta de cuplu, după cum vedeți, are altă culoare și vine cu două lucruri la pachet. Vine cu angajament, adică mă angajez să fiu cu tine și nu cu restul bărbaților de pe planetă în relație de cuplu, și există un proiect de viață în comun, în care ne imaginăm cum o să îmbătrânim împreună. Asta definește... Spălăm vase, plătim facturi. Și asta pentru că vor deveni și colegi de apartament, depinde. Apropo de întrebarea, e necesar să fie împreună ca să fie un cuplu? Din punctul meu de vedere, dacă stau împreună, nu e neapărat definitorul că e un cuplu, pentru că pot fi foarte bine într-o relație de întâlnire. Așa că e important să știm în ce fel de relație suntem, pentru că sunt oameni care cred că sunt în cuplu, eventual ele, ei sunt confortabili în întâlnire, și, bineînțeles, începe să facă propune. Și dacă... Ei sunt în cupluri. Și dacă ne-am vedea și astăzi. Și dacă ai venit cu mine la mama. Și dacă am petrece și weekendul ăsta împreună. De ce mai treci cu băieții la bere? Cumva încearcă să-i întindă relația de cuplu. Celălalt, dacă e pregătit pentru o relație de cuplu și ce presupune aceasta, acel proiect de viață în comun, în care sunt un copil, 2, 5, 9, s-ar putea să o ia relația de cuplu, să zicem cu ea, peste una și el zice da. Bun. Se schimbă relația, e altfel de relație. Și ca evoluția cuplului, pe scurt, vreau să fac așa un mic joc de scenă, apropo de dans, la începutul relației, apropo de drăgostire, există fuziune. O să veniți, să veniți așa umăr la umăr. Și relația asta e fuzionată. Adică, noi suntem doar unul. Noi facem tot împreună, simțim la fel, gândim la fel. Totul e minunat. Până într-o zi în care unul, nu știm care, începe să vadă lucrurile un pic diferit și începe să facă pași mai în spate. Ei, se fac pași mai în spate. E momentul... S-a săturat de covorul din cameră. E momentul la care aici s-ar putea să se trezească tot felul de lucruri. Cum adică? Nu simțim la fel, nu gândim la fel, nu ne vedem non-stop de dimineață până seara, dar astăzi de ce nu ne-am văzut? Și există etapa 2. După fuziune, există etapa 2, diferențiere, în care fiecare face pași înapoi. Diferențierea asta poate să ducă la o diferențiere așa de mare, încât la un moment dat să ajungă să privească în direcții diferite. Vă invit să vă întoarceți în direcții diferite. Și atunci cuplul să n-aibă suficient de multă substanță să reziste. Acum scopul nostru și al lui Harriet Lerner și al metodei Spere și al lui Jacques Salomé și al meu este, o să vă invit să vă întoarceți, e să ajungem de la 1 la 2 la 3, care înseamnă să avem grijă de această relație de cuplu pe care nu trăiește de la sine. Dacă nu-i dăm apă, nu-i dăm hrană, nu-i oferim mesaje cadou, cum spunea Harriet Lerner, 5 la 1, 5 mesaje pozitive și 1 care să fie în zona aceea de critică constructivă. E exact planta și animalul care, dacă nu e hrănit, ajunge la gunoi. Și unde ajunge cuplul? După niște cotrăire împreună, unde ajunge? La... Ajung acasă și, primul lucru, iar n-ai dus gunoi. Cum e? E hrănită relația? Nu e nici pe departe hrănită. Și eu zic, dar ce? Dar eu muncesc și lucru, dar ce, nu poți să duci gunoi? Acum, pentru că vin pe scurt, nu știu cum mai prin microfonul cu Andrei aici. Pe scurt, pentru că avem relația aici. Ceea ce propune Harriet Lerner și ceea ce e poziția care ajută relația e să rămân în capătul ăsta. Că vedeți, fiecare are un capăt. Dar noi suntem obișnuiți să mergem în capătul celuilalt și să facem pe el să fie mai blond, mai cu ochii albaștri, dar de ce nu faci tu așa, dar de ce nu faci tu altfel? E simplu să-l schimbăm pe celălalt. Și ce facem?
În loc să stăm aici în capătul nostru și să ne ascultăm apropo de ce trăim. Că sunt lucruri mai din spate sau că sunt din prezent. De obicei, ceea ce vrem e să-l facem pe el altfel. Și el e cel curat. De vin oameni care zic, deci nu ai suport pe bărbat, imposibil. E ca și cum, el avea ambele capete. Eu aici jumătate de capăt nu există. Când de fapt, ceea ce pot face, și toți cei care sunteți aici, dacă sunteți în cuplu, cu atât mai bine, din ambele capete se poate face ceva. Este să pot să schimb această jumătate de relație care mi aparține. Ce pun eu în relație? El niciodată nu mă ascultă. Păi da, dacă el vine acasă și îi spun, dar niciodată nu mă asculți, ar putea să mă asculte? Ce ar putea să zică? Păi te-am ascultat de atâtea ori că nu mai pot. Și în primul rând, acum ar vrea să mă duc și eu până la baie un pic. Da? Bun. Deci, contează cum anume vorbesc cu celălalt. Important este să rămân aici în capătul meu, vorbind despre mine, dar nu într-un mod egoist și egocentric. Niciodată să nu mai spuneți, trebuie să avem o discuție. Bun. Niciodată. Nu o să o aveți. Nu o să o mai, nu o să o aveți. Exact. Vreau să avem o discuție, e aici, e un mesaj cu eu, dar vreau să avem o discuție. Adică e o problemă aici. Ce ai ceva de schimbat, băi. Da? E mai degrabă, eu am nevoie de ascultarea ta. Nu știu când ai avea tu timp disponibil. Pentru că suntem amândoi aici, da? Că eu am nevoie să fiu ascultat, e una, dar e necesar să-l prind și pe celălalt într-o dispoziție care mă poate asculta. Și să vorbesc despre mine, nu despre el și ce-l trebuie eu să schimb. Mă opresc momentul. Liseta, apropo de schimbare, un alt subiect care aduce cu sine tot felul de discuții și interpretări și așa mai departe. E corect să încercăm să-l schimbăm pe celălalt? Mi se pare foarte important, dar extraordinar de important, într-o relație, să îl acceptăm. Bine, acum, nu știu câți dintre noi n-am încercat să ne schimbăm măcar o dată partenerul, pentru că după, nu știu, perioada aia de maximă îndrăgosteală, începem să vedem că toate proiecțiile noastre au fost doar în mintea noastră și că el nu e așa cum, nu e prințul ăla fermecător pe care ni l-am imaginat noi. Și atunci începem să facem din el prințul pe care îl vrem, doar că el nu e așa și atât. Încercând să-l schimbăm, cred că apar niște frustrări extraordinar de mari. E bine, după o perioadă, săracul partener are două variante. Ori să se schimbe, ceea ce e foarte greu, ori să fugă în altă parte, ceea ce e mult mai ușor. Și fie că își găsești o colegă care îl acceptă și îl validează, fie că face asta, mi se întâmplă foarte des să aud că prietenul meu sau prietena mea citesc pe chat și văd că are tot felul de prieteni, de prietene cu care vorbește. Asta e infidelitate pe Facebook, e infidelitate, dă like-uri, nu știu cui. Nu doar e infidelitate, dar până la urmă cu toții avem nevoie de validare, de acceptare, de să se spună că suntem buni. Vine în minte acum exemplul Andrei Esca. Am avut un interviu la un moment dat cu ea și m-a impresionat foarte tare atunci când a spus că soțul ei, în momentele în care i-a fost greu, din punct de vedere profesional, îi spunea, Andreea, tu poți orice. Ei bine, cred că rolul partenerului nostru este să ne susțină și să ne accepte așa cum suntem. Mai frumoși sau mai urâți, mai grași sau mai înalți sau mai scunzi, indiferent de cum suntem, este cel mai important să avem pe cineva care ne acceptă în totalitate. Pentru că, până la urmă, dragostea asta înseamnă, nu poți să iubești pe cineva dacă tu nu-l vezi fix așa cum este, dacă vrei să-l schimbi. Nu. Nu, pentru că el poate să fie pita lui Dumnezeu când e trează. Și să se transforme într-un monstru și să te bată, să te calce în picioare când bea un pic. Și atunci nu-l accepți așa cum e. Ai dreptul să spui nu. Cea mai mare capcană care se vinde în această industrie este acceptă-l așa cum este, pentru că asta înseamnă iubire. Nu. Nu e. Dacă așa cum este el, părți din el mă distrug pe mine ca om, eu am dreptul să spun nu, nu accept. Asta nu înseamnă că încerc să-l schimb sau că vreau să-l schimb. Asta înseamnă că eu conștientizez faptul că nu pot să accept niște lucruri, mă duc și încerc să-i le comunic.
dacă el conștientizează faptul că prin acțiunile lui mă dărâmă pe mine și automat va dărâma și relații la un moment dat, ok, el trebuie să ia niște măsuri, nu eu. Eu doar îi transmit. Prietene drag, vezi ochiul ăsta? E de la tine. Eu nu mai vreau așa, că am faturi, e ok. Dacă el continuă așa, atunci poți să spui, să rămână la revedere, tai, tai, eu nu sunt obligată să te accept așa cu totul. Știi? Cu totul ăla, cu totul ăla ascunde multe lucruri și cred că ar trebui să înălțăm puțin. Dar, Andrei, poate fi și viceversa, nu? Adică, ca să nu devenim puțin sexiști, sigur, sigur. Da? Eu consider că sunt un om ok și rezonabil și dezirabil ca partener, așa cum mă cunosc eu pe mine, dacă vorbim de cunoaștere. Dar ajung acasă și e cu cura pe mine, cicăleală, eu mai știu ce Dumnezeu. E, același lucru se întâmplă și în cazul ăsta. Accept toate lucrurile astea de dragul relației sau îmi impun punctul de vedere și spun până aici. Și aici mă refer la granițe și la limite. Cum punem granițe și limite într-o relație sau într-o căsnicie? Apropo, vreau să doar să continui ce a zis Andrei. Există varianta asta, îți accepți partenerul așa cum este, îi exprimi nevoile tale, îi spui, uite, ceea ce faci mă deranjează, mă rănește și următoarea variantă este să părăsești relația. Dar ideea este atunci când ești în relație, îl accepți și nu încerci să-l schimbi, pentru că mi se pare o mare capcană. Aș contribui un pic legat de un lucru care mi se pare foarte util de făcut în relații. Practic, intri într-o relație importantă și e valabil și în relațiile profesionale. Important este să clarific și să și spun cu cuvintele mele care sunt așteptările mele. Pentru că dacă mie îmi plac trandafirii roz, picățele galbene și mă aștept ca partenerul meu, dacă mă iubește cu adevărat, ar trebui să știe acest lucru, fără ca eu să-i spun. Și aduc trandafiri galbene. Exact, da? Deci, important este să spun ce aștept. Sau aduce, avem... aduce trei lalele. Da. Și nu știu seama de ce ne-au primit în cap sau de ce sunt supărată o seară întreagă, dar să ieșim din mitul ăsta că dacă mă iubești ar trebui să nu-mi facă rău și ar trebui să și ar trebui să. Sunt două lucruri diferite. Poți să iubești pe cineva și vorba de violență în familie pe care vorbeai. Nu înseamnă că oamenii aceia n-au iubire, pentru că de cele mai multe ori spun, dar eu iubesc, nu pot să plec. Iubirea e una, respectul de sine e alta. Pe lângă așteptări și ceea ce sunt dispus să ofer în relație, mai sunt ele. Acelea sunt lucrurile care, dacă se întâmplă, eu ies din relație. Dar la fel ca și în relația cu copiii, aici nu e vorba de limite, dar e vorba de fermitatea și coerența mea cu mine, pentru că e fidelitate față de mine și, de exemplu, zona mea de intoleranță, cu siguranță e violența fizică. Așa că dacă s-a întâmplat ceva de genul ăsta, eu am spus, pa, nu mă aștept ca celălalt să se schimbe, dar îl atenționez dinainte. Este esențial să comunicăm dinainte. Pentru că celălalt are de unde să viseze. Asta în familia lui, oamenii se băteau, se îmbrânceau, pentru el e ceva obișnuit. Nu știu seama că asta e o problemă. Că așa făcea și mama, și tata, și în sat, așa se întâmpla. Și atunci, pentru mine e important. Pentru că mă interesează acea relație, să pot să spun, pentru mine, dependența, alcoolismul, sunt niște limite. Acum, legat de infidelitate, aici am diverse dubii legate de experiență, apropo de infidelitate. Pentru că spunem cu toții, infidelitatea e o zonă de intoleranță și dacă se întâmplă, mă mai gândesc după aceea. În sensul că, dacă e o zonă de intoleranță, e important să fiu coerent cu asta, să mă respect pe mine, respect și pe cealaltă relația și spun, pa, stop. Dar o exprim. Sau mai discutăm. Când e vorba de zonă de intoleranță, nu discutăm. Ne lucrăm cu așteptările, mai discutăm. Că aveam un exemplu cuiva, a zis, eu vreau flori, aduc flori, a zis, îți aduc flori, îți aduc ghiveci. Ok! Au ajuns la o negociere care e în regulă. Este o opțiune a fiecăruia, pentru că, din păcate, cunoaștem foarte multe cupluri care acceptă și infidelitatea. Că e vorba de teamă de singurătate, că e lipsa de încredere și de respect pentru sine, habar nu am, dar sunt mulți oameni care... Question! Întrebare. Da. Asta chiar am scris despre asta și a fost interesant. Doi oameni ajung pe canapea la terapie, un el și o ea. Terapeut îl întreabă pe el, ce vrei tu? Eu îmi doresc o relație normală în care sunt nevoile mele fizice și fiziologice să fie îndeplinite, să fie împlinite, să fie totul în regulă, să avem o viață sexuală normală, ceea ce mi se pare de bun simț. Întreabă pe ea, tu? Păi mie nu mi se pare zona asta atât de importantă, așa că nu pun prea mare preț pe ea. El zice, ok,
atunci n-am nicio problemă cu asta. Îți respect dorința, da? Și faptul că nu prioritizezi și nu consideri că e ceva important și poți să stai fără, da? Îmi iau angajamentul de a rămâne în relație cu tine, dar tu trebuie să-ți iei angajamentul că mă lași pe mine să-mi rezolv aceste nevoi în altă parte. Pentru că tu nu ești capabilă să mi le îndeplinești, da? Iar zice, da, dar nu o să accept niciodată asta pentru că asta înseamnă că mă înșeli. Și el spune, nu, tu deja mă înșeli pentru că nu ai grijă de nevoile mele. Întrebarea este, ce facem cu cazul ăsta? Pentru că se întâmplă foarte des. Se întâmplă foarte des și îmi scriu oameni foarte des. Fie el se retrage sexual din relație și se întâmplă de foarte multe ori. De multe ori se întâmplă să-l trimită ea afară din casă. Conștientizează foarte târziu. Sau se retrage ea. Pentru că a apărut copilul, mai știu eu ce. Se retrage pur și simplu. Este erosul transferat la copil. El nu mai contează. El și-a făcut treaba asta antropologică și nu mai contează. El e tatăl copilului și cândva am avut un cuplu de 2 luni jumate. Cam asta este raportarea. Ce facem cu chestia asta? Mai putem numi infidelitate sau nu? Legat de subiectul ăsta, citeam la un moment dat, nu mi-am amintesc unde, că femeile simt conexiunea emoțională atunci când partenerul lor le ascultă, când își exprimă emoțiile și partenerul ascultă activ, adică chiar ascultă, nu se uită la magic tipul ăsta. Pe de altă parte, bărbatul simte acea conexiune emoțională în perioadele intime, atunci când ei fac sex. Ei bine, dacă partenerul se duce și face lucrul ăsta în altă parte, te întrebi dacă aceea mai este o relație, dacă el simte nevoia de conexiune emoțională cu altcineva. Și chiar dacă nu are o relație în paralel, deci nu pleacă de tot, de o săptămână de acasă sau ceva de genul ăsta, cât este prezent în relația cu tine și cât este prezent în relația cu altele? O relație trebuie spus din capul locului care are mai multe vieți în același timp. Fiecare dintre noi are mai multe vieți în același timp pe care le trăiește. Unii zic 7, unii zic 9, mă rog, nu contează. Ideea e așa, dacă raportăm relația strict la emoțional, ne-am dus de râpă, de mânuță, toți încolonați până la obrejia. Pentru că emoțiile nu sunt niciodată liniare. În decurs de 20 de minute poți să te iei de păr cu mai multe valențe. Cu smulți de păr sau cu luat de păr în alt fel și cu ridicat o pereță. Suntem de acord cu asta? Da. Deci dacă stăm și ne raportăm strict la ceea ce simțim, la zona de emoții, o luăm rază, rapid. Și atunci, se poate întâmpla ca, poate zona asta, să zicem, erotică, să scârție, dar să funcționeze toate celelalte zone care alcătuiesc relația. Comunicarea între cei doi ca prieteni, planurile comune de viață să funcționeze foarte bine, da? Implicarea lor în casă să fie foarte ok, dar nu mai funcționează asta. Poate n-a funcționat niciodată. V-ați pus întrebarea asta? Poate pur și simplu n-a funcționat niciodată. Se întâmplă? Se poate întâmpla, cred. Din punctul meu de vedere, o relație de cuplu e definită prin relații sexuale. Deci dacă nu există relații sexuale, nu e relație de cuplu. Suntem colegi de apartament, împărțim frigiderul și un proiect la bancă. Deci relațiile de cuplu care ajung să nu mai aibă componenta intimă, suntem colegi de apartament. Altfel, practic, relațiile de cuplu e singura relație în care legal avem dreptul la intimitate fizică, sexuală. Ah, cum adică? Legal am dreptul să fac sex cu cine am eu chef dacă sunt free. Bine, și dacă nu sunt free, dar atunci, mă rog, îmi asum niște consecințe. E o relație de cuplu, se duce o relație amoroasă, relația cu copilul e altceva, nu duce mereu sau acolo, de preferință nu dormim cu copilul, ci mai degrabă cu soțul nostru. Bun, ok, ca să existe acel timp. Pentru că sunt tot felul de detalii tehnice care apar. Apare copilul, apare separarea, apar cei 3 ani și atunci intimitatea are o evoluție care are nevoie de hrană la fel ca și relația. De asemenea, acum, mai am un lucru pe care aș vrea să-l spun, pentru că ai spus, păi tu nu-mi împlinești nevoile. Ok. În principiu, relația de cuplu și partenerul nu e aici ca să ne împlinească nouă nevoile. Ideal este să o facă eventual, mai ales la nivel fizic, intimitate fizică, ce se creează între noi. Doar că dacă intru într-o relație de cuplu gândindu-mă, gata, jumătatea de portocale și o să împlinească toate nevoile, cu siguranță e sortit eșecului. Pentru că ideal ca să intru într-o relație de cuplu să ne meargă bine, să fiu independent.
și emoțional, și financiar, și relațional, adică să nu fiu într-o relație cu serviciu sau cu mama sau cu fosta nevastă. Și atunci e necesară această independență în așa fel încât să venim. De asemenea, intimitatea fizică ține de o dinamică și de un dans al apropierii și al intimității cuplului, pentru că avem nevoie de intimitatea comună suficientă, pentru că la un moment dat ajungem să avem atât de multe lucruri diferite pe care le facem, încât nu avem timp împreună. Noaptea noi dormim cu copilul, deci nu există timp pentru relația de cuplu. În rest, la serviciu, venim acasă, facem administrativele, deci intimitatea cuplului unde este? Dar pe lângă intimitatea cuplului, care e necesară, e vorba și de intimitatea mea, a fiecăruia dintre noi. Ca fiecare se poate depărta, ca se poate întoarce și atracția să revină. Dacă stăm tot timpul împreună, evident că lucrurile se lasă într-o zonă funcțională. Deci e necesară această dublă intimitate. Să avem suficient de mult timp împreună, dar să fim confortabili și cu fiecare dintre noi să facem lucrurile care nouă ne plac. Aș mai adăuga și eu ceva aici în concluzie la ce ați spus voi. Este că viața sexuală întotdeauna este o oglindă a vieții emoționale. Deci cumva în momentul în care unul dintre parteneri nu mai vrea să facă sex, nu e atât de simplu, ok, ies din relație sau mă duc să fac sex cu altcineva. Ci mai degrabă este un moment în care trebuie poate să ne uităm mai atent la ce se întâmplă în relație. Cum contribuim fiecare? Că se poate întâmpla de-a lungul vieții unui cuplu, care nu e ușoară, adică viața unui cuplu implică timp, energie, apreciere, toate lucrurile despre care citim în cărți și pe care avem nevoie să le aplicăm ca să avem o relație de cuplu sănătoasă. Și atunci poate că atunci e un moment în care avem nevoie să ne uităm mai... Adică în loc să părăsim corabia, ok, mă duc să fac sex cu altcineva, mai degrabă mă uit, ok, ce se întâmplă cu tine în momentul ăsta și cu ce am contribuit eu de tu cumva te retragi. Pentru că aici, da, aici pot să apară tot felul de gânduri. Și femeia după naștere, pentru că cred că exemplul era după naștere, trece prin tot felul de transformări și ale corpului ei. Și poate că nu găsește modul în care ea să se înțeleagă astfel încât să se poată deschide din nou în relație. Deci nu e momentul să abandonăm, e un moment dificil în care mai degrabă ne uităm la cum comunicăm, cum mă susții tu când e greu, pentru că e un moment dificil, da? Cuplul are nevoie de viață sexuală, nu poate exista altfel. Nu putem să ne înțelegem foarte bine în toate celelalte arii și nu facem sex, pentru că înseamnă că suntem deconectați emoțional. Dacă suntem deconectați... Să ne înțelegem neapărat și în asta extraordinar. E de preferat, da. Evident, numai că atunci când putem să, adică atunci când există conexiune emoțională și când eu sunt capabil să-ți spun, să știu ce îmi place și să comunic cu tine asta, deja e o conexiune emoțională. Dacă noi avem asta, viața sexuală putem să o învățăm. Adică nu e despre actul sexual în sine, ci mai degrabă despre conexiunea și conectarea a mea cu mine, ca femeie și ca bărbat, și apoi în cuplu. Deci cumva... Eu n-aș părăsi corabia, adică m-aș uita mai atent aici, că lucrurile nu sunt chiar alb și negru. Gina? Pentru că este un subiect interesant și noi l-am și discutat și dezbătut și am început să vorbim despre el. Este infidelitatea partenerului o problemă insurmontabilă sau nu? Putem trece peste această traumă? Răspunsul scurt este da. Răspunsul lung este că e nevoie să ne uităm la dinamica de cuplu, să ne uităm cum s-a ajuns acolo, pentru că infidelitatea este și un simptom, așa cum spunea Irina, al dinamicii de cuplu, al lucrurilor care s-au întâmplat între cei doi, a nevoilor care poate n-au fost comunicate, îndeplinite, discutate. Și atunci e nevoie să ne uităm, să vedem cum s-a ajuns în punctul ăsta întâi ca să se poată trece la pasul următor. Și Esther Perel spunea că după infidelitate ne uităm la o nouă relație, de fapt. Construim o nouă relație, reconstruim încrederea, reconstruim siguranța, reînvățăm să ne uităm la noi și la celălalt, ca să putem să rămânem împreună. Și da, de foarte multe ori se poate face lucrul ăsta dacă oamenii cer sprijin, dacă au deschiderea să se uite la ei, curajul să se uite la ei, curajul să se uite la relații și să investească acolo. Ce simt nevoia așa să
adaug că s-au vehiculat așa foarte multe lucruri, discuția s-a dus în foarte multe direcții și foarte multe lucruri interesante de discutat despre cuplu, dinamica de cuplu, despre emoții, funcțiile lor, nevoile noastre. Avem niște, în primul rând, într-un cuplu format din două persoane, contribuția fiecăruia este de 50%. Fiecare contribuie jumătate la ce se întâmplă, la situația cu care se confruntă. Nu. Oricare ar fi ea. Nu. Ok. Păi și restul de 50% unde sunt? La celălalt. Rămân afară. Nu, păi la celălalt. Vorbim de relație, ziceam de relație. Da, dar eu am contribuim... 100%, eu sunt 100%, el e 100%. Dacă fac 50 din mine acolo, 50 din mine, rămân afară. Da, așa cum vorbeam și cu... Și ce fac cu ea? Spunea Sorin mai devreme, spuneam că ne uităm la eu, partenerul, și relația ca un... Dar dacă eu vin cu jumătate, că rămân niște jumătăți în afară. Și la unul și la celălalt. A rămas bine. Bineînțeles. Păi da, dar sunt în afară relației cu jumătatea aia. Nu știu dacă e strângă, dacă e dreapta, dacă... Sunt 100% la sabie pentru jumătate de relație. Poate ta din relația, dar eu cred că 100%, mă. Eu nu cred că ar trebui să calculăm în procente. Aoleu, astăzi mi-ai dat doar 22%, să știi că mâine o să-ți dau 15%. Ok. Aș vrea să clarific, că mi se pare că ai dus-o într-o altă direcție. Păi, ce să glumesc, da. Da. Nu ideea că dau 50% din mine, ci vorbesc despre situațiile care, despre, nu știu, conflicte, tot felul de diferențe de opinie. În orice astfel de situație, avem jumătate din contribuție, asta vreau să spun. La asta mă referam. Nu la faptul că dau doar jumătate din mine. Da, sunt 100% în relație, dar contribui la toate situațiile în care mă aflu cu partenerul meu, jumătate. Deci, ce este important în primul rând să fac eu, este să mă uit la mine, în primul rând. Să văd eu cum am contribuit la relația asta, la situația asta. Dacă e vorba de infidelitate, eu cum am contribuit la faptul că partenerul meu m-a înșelat? De ce s-a ajuns în situația în care partenerul meu să mă înșele? Cu ce am contribuit eu aici? N-am fost prezentă, am fost foarte detașată, n-am comunicat, nu l-am ascultat. Nu poate să se întâmple dintr-o dată din nimic. Nu se pot întâmpla lucrurile din nimic. Ea zice că primul lucru trebuie să fie claritatea. Ce înseamnă claritate? În momentul în care folosesc termenul infidelitate, eu trebuie să fiu precis, să știu exact ce înseamnă asta pentru mine. Pentru că pentru o persoană, infidelitate poate fi sextingul ăla pe care l-am intrat mai devreme pe internet, da? Că vorbește cu tentă erotică cu alte femei sau cu alți bărbați, că sunt împrășire, da? Așa. Poate însemna mers la striptease pentru altcineva, nu înseamnă infidelitatea asta. Poate fi masaj erotic pentru altcineva, poate să nu însemne asta, video chat și așa mai departe. Este o listă întreagă pentru că este evoluarea tehnologiei și nu mai este doar contact fizic / infidelitate. Fiecare om își raportează termenul de infidelitate în funcție de propriile lui valori, așteptări și așa mai departe. Și atunci trebuie să scoatem puțin mantia asta că, domne, infidelitatea e ceva rău, obligatoriu și să spunem, în primul rând, ce este pentru mine infidelitate și, așa cum spuneai tu mai devreme, să comunic clar asta. Băi, uite, asta, dacă tu faci chestia asta, pe mine asta mă va răni pentru că eu nu pot să tolerez lucrul ăsta. Așa, dacă zici, domne, mă înșală pentru că a vorbit cu nu știu cine, păi nu avea de unde să știe că o să te deranjeze pe tine asta. Poate pe mine nu te deranjează. Sau, băi, eu nu ți-am zis, să nu te duci la striptease. Păi nu mi-ai zis. Că n-am făcut nimic acolo, atunci m-am uitat la alea. Nu te-am înșelat cu nimic, știi? Și apare tot felul de discuții. De-aia cred că trebuie să fim foarte clari în ceea ce spunem. Foarte clar. Pentru că altfel ies tot felul de confuzii și tot felul de discuții aiurea. Partenera mea trebuie să știe foarte clar ce înseamnă infidelitate pentru mine. Poate pentru mine, Andrei Vulpescu, dacă ea se duce și are o aventură de câte ore vreți, să zicem, cu un bărbat, pentru că se întâmplă, nu? Să te aprinzi după o altă persoană, inclusiv când iubești, se întâmplă, așa funcționează noi. Da, am văzut că nu ți-a plăcut, dar se întâmplă. Tentația există și pentru bărbat și pentru femei deopotrivă. Așa? Poate că pe mine nu mă deranjează așa de tare. În schimb, poate m-a deranjat mult mai tare dacă s-ar îndrăgosti de o altă persoană și și-ar dori să facă o relație cu persoana respectivă. Da, atunci poate m-aș simți mult mai trădat decât dacă aș ști că a sărit odată într-o parte.
Ba, poate chiar mi-ar plăcea să-i spun, bă, dar data viitoare cheamă și pe mine să mă uiți. Serios. Dar vedeți, unii pot asta, alții nu pot asta. Depinde fiecare cum e construit. Andrei, mă bucur că ai menționat partea asta de semnificații. Și noi în terapie lucrăm foarte mult cu semnificațiile și semnificațiile, interpretările pe care le dăm, definițiile pe care le avem noi în minte despre cum ar trebui să fie lucrurile, sunt cele care ne guvernează viața în general. Și situațiile, contextele prin care trecem, în care ne aflăm, sunt trecute prin filtrele astea, prin realitatea pe care noi ne-am construit-o. Fiecare dintre noi avem realități diferite, unice. Toată lumea are o realitate a lui. Și contribuim cu bucățele astea de realitate pe care le avem la realitatea obiectivă, mai mare. Șansa minunată pe care o avem în cuplu, într-o relație atât de apropiată cu cineva, este că putem să ne arătăm realitatea și să aflăm și despre realitatea celuilalt și astfel să ne îmbogățim și noi experiența, să își îmbogățească și el experiența și nu în ultimul rând, în primul rând, să contribuim la evoluția relației, la creșterea relației, la hrănirea ei. Aceste filtre, realitatea asta despre care vorbesc, niște filtre, niște tipare pe care le-am format încă din copilărie, sunt, dar nu numai asta, asta e o parte, sunt mai multe variabile care contribuie la realitatea pe care noi ne-o formăm. Odată sunt aceste tipare sau vulnerabilități, cum le spuneam, strategii de apărare, dacă vreți, îmi mai place mie să le spun, strategii prin care eu îmi îndeplinesc nevoile de bază, și pe care am învățat să le folosesc ca să-mi îndeplinesc aceste nevoi, care poate în momentul ăsta nu mai funcționează foarte bine. Pe lângă asta sunt trăsăturile de personalitate, temperamentul, cum sunt construit biologic. Și asta nu e ceva ce se schimbă. Din experiența pe care am avut-o așa în cabinet cu cuplurile, în terapia de cuplu, în momentul în care cei doi încep să se uite la aceste diferențe dintre ei, care nu sunt ceva rău, nu înseamnă că dacă celălalt e diferit de mine e rău, din contră e bine, pot să învăț de la el pe părțile la care eu, abilitățile pe care eu nu le am atât de dezvoltate, în momentul în care înțeleg că diferențele dintre ei sunt absolut normale, se liniștesc. Și multe dintre conflicte ajung să fie mult mai puțin intense. Conflictele astea devenind, de fapt, momente în care ei pot crește, pot învăța lucruri unii de la alții. Și conflictele astea sunt, și asta vă propun, așa vă propun să le vedeți, conflictele, ca pe ceva constructiv, ca pe momente din care putem învăța. Conflictele nu trebuie să fie certuri, nu trebuie, dacă mă înfurii, să mă cert cu partenerul, apropo de furie, că avem și cartea Dan Sufrie, nu trebuie, dacă mă înfurii, să mă cert, să-i scot ochii omului, sau să mă pedepsesc pe mine, sau eu știu ce, și tot felul de... Da, pentru că așa nu este despre a avea dreptate în cuplu. Fiecare, cum spuneam mai devreme, avem realitatea noastră și fiecare în realitatea noastră avem dreptate. Dacă ne batem să avem dreptate, o să rămânem cu ochii scoși, cum e și proverb ăla destul de popular. Nu e despre asta în cuplu, ci despre a ne împărtăși, a ne simți, a ne conecta, a învăța unul de la altul, a ne a găsi confortul ăsta, siguranța, în a fi, în a ne arăta așa cum suntem în fața partenerului, fără să ne simțim judecați de asta. Da, și poate sunt lucruri non-negociabile și valabile pe care le spunem, le comunicăm. Asta nu înseamnă că trebuie să ne judecăm în funcție de ele. Are cineva o întrebare? Da. Voiam să le dăm o întrebare, ce-l facem când el vrea mai mult și ea vrea mai puțin. Ce înseamnă că el vrea mai mult și ea mai puțin? Ce facem? Așa a fost întrebarea. A, atunci. Da. Dacă okay. Ce facem atunci când el nu poate? Și ar fi o cauză medicală destul de gravă. Cel mai bun răspuns, cred, indiferent de situație, o pot da, poate da persoana sănătoasă care a rămas lângă partenerul bolnav ca să treacă împreună prin acea greutate
Și ăsta cred că a fost cea mai veridică răspuns, cea mai important. În rest, dacă el vrea mai mult și ea mai puțin și motivul nu este unul medical, e un răspuns așa mai... De exemplu, ei l-au vrut la fel la început, nu? S-au căsătorit sau nu s-au căsătorit oricum. Au povestit mai mult timp împreună, la un moment dat, el a început să cunoască mai multe chestii și a început să înțeleagă ceva mai mult. Ori, probabil că înțelegerea de la început este că nu ne respectăm, ne iubim și și mergem împreună. Da, 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 mi-a plăcut asta. Mi-a plăcut asta cu medicalul acolo, vrei să faci? Nu legat de medical și... Pentru că, deseori, important e cum prezentăm lucrurile. Pentru că el își dorește mai mult, să zicem, da? Doar că, cum spun asta? Spun asta reproșând, da, tu nu vrei, că nu te dă, de ce nu mai vrei, dar de ce la început voiai sau... Pentru că o dorință, a cui e dorința că vrea mai mult sex? Nu că despre sex vorbim. A lui. E dorința mea. Iată dorința mea. Dar eu dorința mea încerc să o pasez celuilalt și să o împlinească pentru mine. Ar trebui și tu să vrei la fel ca mine. Când de fapt, având în vedere că e dorința mea, ce sunt eu pregătit să fac? Dorința e mea, nu? Ce sunt eu pregătit să fac în relație, în așa fel încât să stimulez trezirea dorinței la celălalt? Pentru că nu e așa simplu. Eu vreau și de ce nu mai de trei ori și... n-ai chef și ce e asta. Ci cum anume, cu respect față de relații, față de mine și fiind fidel față de mine, pentru că eu îmi doresc mai mult, cum anume reușesc să stimulez la celălalt altceva și e perfect valabil și cu spălatul vaselor, da? Dacă eu îmi doresc ca ea să spele vasele, de fapt, ce îmi doresc? Pentru că deseori partea asta cu Ian are chef de sex și el are chef de sex, se întâmplă după o zi întreagă în care ea a alergat după copil, a făcut lună în casă, pentru că modelul din care vine e că trebuie să fie lună, că dacă nu sunt vasele spălate și totul ăla lungă nu se poate, este epuizat în pat și el, într-un final, spune, în sfârșit, soția mea este lângă mine, nu mai e mama, nu mai e menajera, nu mai e profesionist, a terminat cu mail-urile, soția mea, aș vrea să o regăsesc, aș vrea să existe o comunicare dincolo de cuvinte și ce regăsește? Pe cineva epuizat. Și atunci, apropo de dinamică, cred că e important ca fiecare să se uite la limitele proprii, la ce poate să facă și unde e prea mult, în așa fel încât să am suficient de multă energie. Pentru că, până la urmă, ce e mai important? E important relația mea de cuplu sau relația cu copilul? Sau curățenia acea lună din casă și totul să fie curat, având în vedere că peste 5 secunde se pune praf? Atunci fac o alegere. Ce e mai important pe termen lung? Nu știi tu. Sunt și cazuri pentru care curățenia este mai importantă decât orice. Și atunci mă poziționez și aleg dacă pentru mine e ok să fiu în relație cu o persoană pentru care curățenia e mai importantă decât mine. Apropo de independență, da? S-ar putea să am o relație cu curățenia. Și atunci dacă alege curățenia și nu pe mine și e mai importantă curățenia, atunci ce pot spune? Poți alege pentru mine ce fac. Lizeta? Da. De ce suntem geloși? Un alt subiect la fel de interesant ca infidelitatea. De ce suntem geloși? Pe care noi l-am discutat. De ce suntem geloși și cum trebuie privită gelozia? E un lucru bun, e rău, e ce efecte are. Ea trebuie să existe într-o relație de cuplu. Nu trebuie să existe. Din punctul meu de vedere, cred că în spatele geloziei este o mare lipsă a încrederii în sine. Pentru că dacă noi ne știm valoarea și ne apreciem noi pe noi și știm că suntem importanți, frumoși, deștepți, atunci partenerul și avem foarte mare încredere în partener, atunci nu avem de ce să fim geloși. Pe de altă parte, se spune că gelozia este o dovadă a iubirii. Asta e un pic de discutat aici și ne-am mai vorbit și în emisiune. Nu cred că dacă ești gelos să-i arăți partenerului că iubești, că-l iubești, că poți să nu-l iubești și să nu vrei să-l vezi nici cu altul, vrei să-l știi al tău. Nu știu ce se află în spatele geloziei, dar oricum cred că este unul dintre factorii care duc la distrugerea unei relații. Eu observ că sunt foarte multe femei și bărbați în sală și aș vrea să întreb așa, vi s-a întâmplat vreodată să vi se impună restricții de coafură, de imagine,
haine, cum ieșiți din casă, să vă simțiți că ați fost băgată într-o colivie, controlată, pe telefon, GPS, camere video de supraveghere. Există și nebunia asta, să știți. S-a întâmplat cuiva? Ia să văd. Unu, atât? Doi? S-a mai întâmplat? Trei, patru? Uite că ușor, ușor îi cunosc. Exista gelozie excesivă în cazul de-astea? Exista, nu? Nu arăta? Da, dar o impunea. Eu am mai spus-o și o repet. Suntem geloși pentru că așa am învățat. Suntem geloși pentru că, da, nu avem încredere în noi. Gelozia este o formă de lipsă de respect, oricum ai trata-o din orice unghi ai privi-o. Este lipsă de respect curată. Și față de tine și față de celălalt. Nu ai niciun motiv să-l faci gelos pe celălalt, dacă într-adevăr îl respecti, așa cum nici celălalt nu are niciun motiv să te facă gelos pe tine. Iar dacă vezi partenerul tău de cuplu că discută cu un partener de sex opus, și sari în beregata persoanei respective, acolo e problema ta. Tu te faci de râs. Eu aș spune că nu e nicio problemă că ești gelos. Și aș spune că gelozia e o emoție și nu putem să spunem despre o emoție că nu e ok. Pentru că o emoție, atunci când apare într-un cuplu, spune tot ceva despre cuplu. Problema apare în momentul în care, în urma emoției de gelozie, eu fac un comportament. De exemplu, cum spunea Andrei, mă apuc și controlez, citesc mesajele de pe telefon. Adică comportamentul asociat geloziei mai degrabă e o problemă decât emoția în sine. Emoția e doar cea care ne spune, ok, e momentul să te uiți la relație. Să te uiți la relație în ce fel? Te uiți la tine, ce din istoria mea de viață mă duce, adică că e de fapt o nesiguranță, nu? Simt gelozie atunci când nu sunt în siguranță. Poate că am învățat de-a lungul vieții teama de abandon și poate că sunt hipervigilent la tot ce face partenerul sau partenera mea. Pentru că aici nu e vorba despre femei, că sunt mai geloase sau bărbați. Sunt la fel, adică emoția o resimțim cu toții. Poate că am deprivare emoțională și atunci, în momentul în care partenerul meu este atent și vorbește cu prietenii lui sau cu alte femei, atunci pentru mine eu simt foarte puternică gelozia. Deci, pe de o parte, să mă uit la mine, și apoi să mă uit și la contribuția partenerului. Ce din ce face partenerul îmi trezește mie această emoție? Și dacă vorbim de granițe, de limite și de nevoi, realizând ce se întâmplă, ce îmi transmite emoția respectivă, pot să discut cu partenerul. Uite, în momentul în care tu vorbești cu colegele tale de serviciu atât de des, pentru mine asta este o insecuritate. Eu nu vreau să-ți interzic să vorbești cu colegele mele, pentru că cu colegele tale nu am niciun drept. Dar în același timp eu vreau să-ți spun despre asta. Și asta înseamnă cumva poate că am nevoie de mai multă asigurare din partea ta. Nu e, gelozia nu e de ignorat și nu e o problemă emoția în sine. Din contră, adică e foarte, foarte important să nu fugim de emoții. Nici furia. Furia nu e o problemă. Problema e comportamentul asociat furiei. Când sunt furios, ok, e un semnal că ceva e în neregulă. În viața mea, în relația de cuplu, în relația de la birou, în trafic, nu că ne înfuriem și în trafic, ok. Deci e o emoție care îmi spune ceva. Nu trebuie să fugim de emoție, ci mai degrabă să ne uităm la cum ne comportăm atunci când avem emoții respective. Un lucru aș mai adăuga legat de gelozie, sunt perfect de acord cu tot ce ați spus. Cred că mai e un lucru de la care pornește gelozia și e credința aceea că e al meu sau e a mea. Și dacă e al meu și e a mea, nu are dreptul să se uite pe stradă la nicio femeie, n-are dreptul să și mie îmi dă dreptul că eu să-i controlez telefonul și toate lucrurile. Ori o relație adevărată e o relație în care sunt alături de celălalt, pentru că împreună suntem mai extraordinari decât suntem noi doar cu noi, iar celălalt și corpul lui nu este posesia mea. Nu este, acum ești al meu, te-am luat, ești cu alte, deci așa, am dreptul să-ți umblu un telefon, să umblu în intimitatea ta. Unde ajungem? Ajungem să ne ascundem, ajungem șoarecele și pisica, celălalt nu este proprietatea și corpul care este al nostru. Dar e adevărat, alege să pună în comun corpul lui cu al nostru și se creează, sperăm, Mozart sau mai știu eu ce altă minunăție de muzică. Dar e altceva, e o alegere. Când îl oblig pe celălalt să fie cu mine, cu atât va fugi mai tare. Mai e o chestie profund disfuncțională, îl testez să văd dacă mă iubește. Ați pățit asta?
Chiar mi-a scris cineva, o persoană tânără, de altfel, 18-19 ani. Și mi-a zis că, mă rog, așa zisul iubita ei, eu nu pot să-l consider neapărat așa, s-a dat la toate prietenele ei. Dar la toate. Toate. Și de fiecare dată avea această motivație. Vreau să văd dacă ele sunt prietenele tale cu adevărat și doi la mână te testez să văd dacă mă iubești. Astea sunt niște demențe totale. I-am zis, fetele, te rog eu frumos, de câte ori trebuie să mai facă chestia asta ca să pui stop? Pe de altă parte, Andrei, nu cumva este și un strigăt al partenerului. Sunt aici și cineva m-a apreciat, nu pot să mă pierd. De multe ori, oamenii sunt tentați să facă asta în mod intenționat ca un strigăt. Așa văd eu lucrurile, tu le vezi diferit. E ok, avem păreri diferite. Tocmai de aceea sunt cărțile lui Herie Dulernăr, care le fedele aduc către noi. Și de fapt să spun ce vreau, pentru că dacă îmi doresc să fiu cu tine, mai degrabă să spun îmi doresc să fiu cu tine, pentru că ești persoana cu care aș vrea să-mi petrec restul zilelor, decât, iar te-a uitat la aia. De ce ai făcut asta? Cum ai făcut? Dar cum? Deci, scopul este să reușim să spunem de fapt ce e în interiorul nostru, în loc să-i facem reproșul celuilalt. Sper că măcar un lucru... Dar este de analizat ideea asta. De ce face lucrul ăsta? De ce vrea să atragă atenția în felul ăsta? Ce se ascunde în spatele acestui comportament? Prostie multă, mă! Nu, că până la urmă niște răni. Rănile nu pot fi comparate cu prostia. Serios. Clișee la grămadă. Sunt o grămadă de clișee. Dacă stai și analizezi comportamentul din relație, o să-ți dai seama că sunt o tonă de clișee. Foarte multe clișee. Iubirea este suferință. Gelozia e dovadă de iubire. Ce prostiile astea? Iubirea este de ajuns. Mută-l munții din loc. Bă, dacă crezi asta, ia-ți un minere, mă. Ăla chiar o să-ți mute muntele la propriu, știi? Adică nu pe bune, chiar așa. Nu era aia cu iubirea, iubirea era suficientă, nu, stai că e o altă formulare acolo. Dragostea învinge tot. Ce? Dar de ce trebuie să învingă unde-i lupta, știi? Pe cine învinge? Că te învinge pe tine până la urmă. Avem tot felul de clișee de-astea, tot felul de formulări de-astea care sunt blocaje, de fapt. Noi credem în niște iluzii. Toate chestiile astea sunt iluzorii. Împlinirea prin. Dacă el va fi, atunci și eu voi fi. Ce prostie asta? Adică n-am înțeles. Fă-mă fericită. Asta e cea mai tare. Fă-mă fericită. Eu? Pe bune? De ce? Unde scrie? Eu nu țin minte să fi primit la naștere un caiet de sarcini care ce scrie. De-a lungul vieții, tu, Andrei Bulbescu, trebuie să faci fericită, fericită, nu știu, pe femei. Pă, bune? Și pe mine cine mă face fericit? Ghiși ce? Eu. Și atunci asta e treaba ta în cuplu. Știi? Astea sunt toate raportările astea, delegare de responsabilități. Și spui, am făcut un... și cu asta am încheiat. Eu. Am făcut un poll. Și am întrebat așa. Cui îi sunteți recunoscători? O întrebare banală, simplă. Simplă. 99% dintre răspunsuri lui Dumnezeu. Și aia știu pe bune. Serios? Adică, așa? Și voi nu existați, nu existați oameni. Adică voi vă încălțați dimineața, nu sunteți recunoscători pentru asta. Aveți o casă, de nu sunteți deloc, deși au muncit acolo vreo 400 de muncitori. Păi nu sunteți, nu. Delegăm spre imaginar povestea asta. De-aia și raportarea la iubire, nu? Că vorbim despre dans, este în exterior, nu e la noi. Și vina este tot în exterior, nu e la noi. Totul e în exterior, că așa suntem noi învățați, să fie totul în exterior. Și fericirea, și vina, și infidelitate, și noi. Noi suntem ok. Eu sunt cel mai tare partener posibil pentru ăla. Serios? Irina, cum scăpăm de jocul învinovăților în relația de cuplu? Că tot vorbeam de reproșuri mai devreme și de gelozie. Cum spunea Andrei, e mult mai simplu să vezi ce nu face celălalt. Acum, noi trăim într-un moment istoric, așa și cultural, foarte bun, în sensul în care există foarte multe lucruri la care avem acces. Informații pe internet, cărți, cursuri, nu știu, evenimente deschise, cum sunt acestea, cum e acesta. Și mergem la astfel de evenimente și aflăm lucruri despre cum ar trebui să fie relațiile, cum ar trebui să fie partenerul și ce facem. Cu această informație pe care o aflăm, mergem acasă și spunem, uite, trebuie să faci așa, 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 așa. Adică cumva... Și ți-o iei.
cumva e mult mai ușor și asta e o chestie normală, pe de-o parte. Adică e normal să văd mult mai repede și mult mai ușor lucrurile pe care celălalt le are de îmbunătățit. Problema este dacă, cum a spus în jocul cu eșarfa, să mă ocup de partea mea, de jumătatea mea. Și atunci, jocul în vinovățirilor este, mă ajută să mă opresc din jocul ăsta dacă am în minte ideea că noi doi contribuim la relație și mă ajută întotdeauna să mă uit la care e contribuția mea și să-mi asum ce am făcut eu în această relație. Ce fac eu de tu tot timpul mă critici? Adică faptul că tu mă critici, asta înseamnă că tu te simți în nesiguranță. Nimeni nu critică atunci când se simte bine în relație. Da. Nimeni nu controlează atunci când se simte bine în relație. Deci cumva e partea ta și poate istoria ta de viață care te face să adopți acest comportament, pe de altă parte ceva și din mine te face să te simți nesigur și să mă critici. Și cumva pot să oprești jocul ăsta dacă spun ok, și el face sau și ea face lucruri, nu pot să schimb nimic pentru că nu am control asupra celuilalt, trebuie să mă uit un pic la mine și să încerc să-mi asum, dacă pot să și exprim către celălalt de minunat, dar important e asumarea asta a mea cu mine. Ce fac eu în această relație? Care e contribuția mea? Care e contribuția mea pozitivă și care e contribuția mea negativă? Și atunci, cred că avem șanse mult mai mari, dacă eu mă opresc, la un moment dat și celălalt o să-și dea seama, ok, stai că se întâmplă ceva în relația asta. Deci, cumva, ea nu mă mai critică. Și atunci, poate că începem să creăm un alt context. Ok, o să adaug și eu. În primul rând, mi se pare că ați zis foarte important, toți părinții mei au zis lucruri foarte importante. Odată că emoțiile sunt firești, orice fel de emoție ar fi, e firească și comportamentul este cel la care ne uităm, reacția care e în spate, la cea la care ne uităm. A doua oară, faptul că partenerul nu ne aparține. Celălalt nu ne aparține astfel încât și nu putem să-l facem pe celălalt să se simtă într-un fel. Nu putem să-l facem pe celălalt, cum spuneam, nu pot să-l fac fericit, nu pot să-l fac să se simtă într-un fel. E nevoie și de o contribuție din partea lui ca să se simtă într-un fel, ca să reacționeze într-un fel. Eu pot să contribui cu o parte și el vine cu cealaltă parte. Gelozia, ca să răspund la întrebarea asta, e o emoție firească, am spus asta și mai devreme, am avut discuție mai devreme. Mie îmi place să mă uit și la ce ne spune psihologia evoluționistă, știința, care sunt funcțiile emoțiilor, cum au apărut ele, cum au ajuns în forma asta la noi. În psihologia evoluționistă, teoria de bază cumva spune că toate emoțiile și comportamentele noastre au evoluat ca să ne ajute la, ca să ajute la supraviețuirea speciei și la perpetuarea speciei. Adică aveau două roluri mari. O dată să supraviețuiești, a doua oară să-mi transmit genele mai departe. Gelozia are un rol foarte important în mai ales în transmiterea genelor mai departe, pentru că atunci când oamenii trăiau în mediul ancestral, nu aveau modalități de a verifica dacă bărbatul, de exemplu, nu avea modalități de a verifica dacă copilul pe care femeia, soția lui l-a născut, partenera lui de viață l-a născut, este cu adevărat copilul lui. Gelozia era o modalitate de a controla, dar vine dintr-o nesiguranță uneori, dar sunt niște pattern-uri care se activează în momentul în care simțim gelozie. Ea poate să fie mai intensă sau mai puțin intensă și ne uităm din nou la ce se activează, cum spunea și Ina, ce se activează în interpretările noastre, în modul în care am învățat noi să ne raportăm la relație, care ne face să fim geloși. Nu e ceva în regulă cu gelozia, dar bineînțeles că și comportamentul partenerului poate să declanșeze această gelozie, dar e nevoie ca și eu să vin cu ceva ca ea să se activeze. S-a activat ceva și la mine și e nevoie să mă uit în primul rând acolo și să comunic. Apropo de jocul învinovățirii, la fel, și Harriet Lerner spune asta și rezonez foarte mult cu perspectiva asta pragmatică a ei,
de a mă uita în primul rând la mine, în momentul în care, și am și niște exemple în sensul ăsta, chiar personale, în momentul în care, nu știu, sunt într-un, sunt mai vulnerabilă, se activează o anumită frică la mine, să zic, da, uite, trebuie să mergem undeva, eu m-am obișnuit că atunci când mă duc undeva și am stabilit cu cineva o anumită oră, trebuie să fiu acolo la ora respectivă sau chiar mai devreme, așa am învățat eu, se activează această teamă cumva, știu, sunt conștientă de ea, să fiu foarte conștientă de ea, mă comportam ca și cum asta ar fi realitatea absolută, când te întâlnești cu cineva, dacă nu ești acolo, este groaznic și catastrofal și mă simțeam foarte, foarte inconfortabil. Soțul meu, pe de altă parte, este foarte flexibil și liniștit în legătură cu asta. Nu stă să se gândească, vai, nu sunt acolo chiar la fix. Poți să-mi întârzi câteva minute. Nu-și propune să facă asta, dar nu stă să se streseze în legătură cu asta. Nu-și pune problema asta așa. În momentul în care aveam de plecat undeva, la un moment dat când mi-am dat seama de chestia asta, s-a activat din nou panica asta la mine. Mă simțeam foarte, foarte vulnerabilă, simțeam panică. Și în momentul ăla, apropo de externalizare, mi-am dat seama cum îmi venea să îl critic pe el. Și mi-am dat să-i zic tot felul de lucruri care n-aveau absolut niciun fel de legătură cu el. Când mi-am dat seama în momentul respectiv că îmi vine să-l critic pe el, mi-am zis ok. Îmi dau seama că sunt lucruri care n-au nicio treabă cu el. Nu i-am zis, m-am abținut în momentul ăla pentru că mi-am dat seama din fericire, m-am abținut. Mi-am dat seama că e legat de mine, că e legat de teama mea de a întârzia. Nu este teama lui, nu e nevoia lui, nu e frica lui, nu e ce a învățat el. El funcționează diferit. Și nu trebuie să-l forțez pe el să facă așa cum vreau eu să facă. Și nu trebuie să, mai ales într-o să-l critic pe el, să-i reproșez lui lucruri care au de-a face cu mine, de fapt. Lucruri care n-au de-a face cu prezentul. Și asta a ajutat foarte mult, pentru că putea să genereze, bineînțeles, un conflict în trecut, în relațiile din trecut, când eram mai matură din punctul ăsta de vedere, s-a întâmplat să am astfel de conflicte. Am împărtășit cu el la un moment dat chestia asta și a fost o modalitate de a ne înțelege unul pe altul. Vă rog, avem o întrebare. Vreau să întreb, ce faci atunci când tu te grăbești că vrei să fii punctual și așa îți place, ca toată lumea să fie punctuală și totul tău, stai că nu, că nu-ți gata, mai am ceva de făcut, iar tu mor, că vrei să pleci mai repede, pleci singură sau? Nu. Ca să nu critici, să nu începi să urli, hai, fii gata de 10 minute, eu, adică femeie. Cronometrezi să vezi cât de mult întârzie de obicei și modifici ora. Adică, deja, faci un favor, așa, gratuit. Deci te uiți, dai drumul la cronometru și te uiți, cât întârzi ăsta, mă? 10 minute, ok. Nu o să-i spun că e la 8:30, o să-i spun că e la 8:15. Ca să se pregătească mai din vreme, ok. Și ajunge acolo și o să vadă omul că e la 8:30 și tu zici, da, noi e vina noastră, ăștia știi cum e la noi la români, că niciodată nu vine lumea la tine. Da, exact. Asta e una dintre variantele lui Andreea. De ce nu? De ce nu? Cred că, apropo de tot ceea ce spuneam, ai spus, ok, pentru mine important e să ajung la timp, pentru mine important e să ajung la timp și mi-aș vrea ca toți ceilalți să fie punctuali. E bine, dorința ca eu să ajung la timp e o dorință independentă. Eu pot să ajung la timp. Dorința ca toți ceilalți să ajungă la timp e o dorință dependentă de ceilalți. Acum depinde cum transmit asta. Hai, ești gata? De ce nu ești gata? De ce întârzi? Dar numai hai că să plecăm, întârziem, da? Asta cu siguranță nu va face decât pe ceilalți să spună, dar cine ești tu, mama? Dar cine ești tu, șeful? Slavă Domnului că ești doar nevastă mea. Și o să-mi iau timpul necesar, da? Și atunci contează cum comunic. Pentru că, cum ai putea spune, vorbind despre tine? Ia să vedem. Dacă ai vorbit despre tine. Pentru mine e important să ajung la timp și de aceea mă aștept să plecăm și cer să te grăbești. Asta ar fi un mesaj care ar fi despre mine și aștept răspunsul tău, cum e pentru tine, de fapt,
A, păi stai puțin că mai am de făcut, de pus nu știu ce la instalație, să se încălzească nu știu ce, reșoul când venim sau etc. Asta va da șansa comunicării între voi, mai degrabă decât să fie el are o problemă și el nu e gata și ar trebui să fie așa și pentru că dacă facem același tip de acțiune în care îi spun celălalt ce să facă, cred că n-ai avut rezultate bune până acum, nu? Dar dacă vorbesc despre mine, am mult mai multe șanse ca celălalt să audă sau să spună îmi pare rău pentru mine, nu e important și atunci pot să aleg. Aleg să merg eu ca să ajung la timp sau pentru mine e mai important să merg cu el și aleg să aștept sau găsim o soluție împreună, de exemplu. Mulțumesc, aș vrea și eu să răspund. În primul rând, aș vrea să reiterez ce a spus Gina mai devreme, că noi avem temperamente diferite și de foarte multe ori abilitatea de a fi gata la timp sau de a fi mai rapid ține și de temperament, deci cumva avem nevoie să ținem cont și de asta. Și la doilea rând să vă las o întrebare retorică pe care cred că e bine să o aveți în minte. Noi toți, cu toții cred că e bine să o avem în minte. Care nevoie primează în acest moment? Care este nevoia relației noastre? Adică dincolo de ce vreau eu, ce vrea el, cum sunt eu biologic, cum e el biologic, care sunt vulnerabilitățile? În noi doi, când am construit această relație, care e un organism viu, relația are și ea niște nevoi. Și atunci, dacă am în minte ce e mai important în acest moment, poate că uneori ne ajută să ne mai liniștim, poate, nu știu. Doar vă las cu întrebarea, vedeți dumneavoastră, dacă... Să vă mai dau eu un exemplu. Ce urăște cel mai tare bărbatul? Să nu fie doamna gata la timp. Pentru noi, la timp, e la timp. Pentru că pentru un bărbat, în principiu, să te duci să faci un duș și să te îmbraci, indiferent că este casual sau este în costum, durează maxim, hai să zicem, un sfert de oră, dacă mai dai și culoți. Și atunci, am observat și eu, dacă mergem pe exemplu personal, că iubita mea spune, da, dar trebuie să mă scol pe cap. Până când am văzut cât de mult durează procesul ăsta, nu mi-a dat seama de proporțiile catastrofei. Și mi s-a întâmplat uneori să mă îmbrac de nebun. Și vă dați seama ce înseamnă să stai prin casă și uneori stai și vara îmbrăcat destul de, hai să zicem, neconfortabil, da? Și să o vezi pe ea goală, cum stă în oglindă liniștită și se machiază și ție îți vine să muști din pereți. Și atunci am zis așa. Sigur că am urlat de vreo două ori la început, că nu puteam eu să înțeleg chestia asta. După care am zis, băi, e la mine. Și atunci fac altfel. Ok, îți trebuie să te speli pe cap, nicio problemă, stau și eu frumos gol și mă uit să văd cum evoluează lucrurile. Și când începe să pună haine pe ea, îi spun, cam cât estimezi tu că mai durează? Păi n-am de unde să știu. Ei, ok, mai stau. La un moment dat când o văd, inclusiv că și-a luat sandale, pantofi, whatever, și aproape pune mâna pe geantă, că atunci am dau seama că pot să mă îmbrac, îmi pune mâna pe geantă și începe să bage în ea. Nu mai are mult. Atunci mă îmbrac și eu și putem să ieșim liniștiți din casă. De asta zic, trebuie să te armonizezi cumva. Și dacă poți să folosești și strategii de astea ca să-l păcălești pe ăla, dacă altfel nu merge, ok, dar modifici ceasul, asta e, n-ai... Da, că altfel ne vă luați decât și noi e Da, drăguț exemplu. N-aș merge pe varianta asta în care să-l păcălesc pe partener, pentru că asta mi se pare o manipulare nesănătoasă. Și din experiența mea de până acum, dacă sunt transparentă, fără să fiu vehementă sau să cer cu îndreptățire sau cu necesitate anumite lucruri, și partenerul este flexibil. Adică în momentul în care n-am comunicat în momentul respectiv, dar în primul rând mi-am dat seama că partenerul meu e mai important decât faptul că o să întârzi eu 10 minute undeva. Și mi-am dat seama care erau interpretările din spatele acestei frici ale mele, care s-a transformat ulterior în furie față de el, că era din vina lui, din cauza ta întârzii și dacă întârzii e vorba despre imaginea mea și despre eu știu ce. Mi-am dat seama de interpretările din spate. Dându-mi seama de interpretările din spate, am făcut niște legături. Și mi-am dat seama că nu e despre el. Și ce e mai important în momentul ăsta? E mai importantă relația mea cu partenerul meu? E mai important partenerul meu?
decât faptul că o să întârzi 10 minute să mă întâlnesc cu o persoană pe care o văd, am o conexiune mult mai scăzută decât cu el și este acest pericol că poate nu știu ce imagine își face despre mine? Bineînțeles, nu propun asta. Dar, depinde! Dar îmi dau seama care este ce e mai important pentru mine acum, de fapt. E mai important să păstrez imaginea în fața unei persoane sau este mai important să am grijă de relația mea cu partenerul meu? Dacă e o întâlnire, dacă e o întâlnire de business, s-ar putea să gândești un pic altfel. Da, la ce cauză o întâlnire de business cu partenerul? Ce s-a întâmplat în cazul ăsta specific a fost că în momentul în care a înțeles, el a înțeles, i-am explicat ce se întâmplă, fără să-l critic pe el, asumându-mi eu, spunându-i uite ce s-a întâmplat cu mine, ce mi-am dat seama, ha-ha, uite ce mi-am dat seama, el a început să se responsabilizeze știind că, uite, în momentul în care vreau să plecăm undeva, pentru ea contează chestia asta. Și măcar n-a fost nevoie să-mi spun. A înțeles că este important pentru mine și acum face asta de fiecare dată. Nu e nevoie să-i ceri. Uneori e nevoie să ceri, uneori e nevoie să ceri, uneori dacă eu explic transparent, dacă eu comunic transparent cu omul din fața mea, transparent însemnând fără să-l critic, să-l învinovățesc pe el, el înțelege că e despre relație. Dacă îl înțelege, îi spun clar, uite, am nevoie de chestia asta. Dar de cele mai multe ori e posibil, dacă relația dintre noi este bazată pe încredere, bazată pe respect, pe siguranță, e o relație solidă, de cele mai multe ori nu înțelegi. Am o întrebare legată cu relații. De exemplu, dacă ești într-o relație și vezi că nu merge, vezi că faci tot posibilul să meargă și nu merge și spui partenerului, uite, vreau să mergem la psiholog. Acolo am citit, eu am înțeles că acolo ne rezolvăm problemele și el tot nu vrea. Ce faci în situația asta? E bine să mergem la psihoterapeut? Singur sau cu partenerul? Dacă partenerul nu vrea, eu nu pot să-l forțez pe partener să meargă la psiholog. Dacă eu îmi dau seama că este o problemă și am anumite frustrări, anumite lucruri pe care anumite tensiuni în relație și am nevoie de sprijin, dacă el nu vrea să mă însoțească, nu pot forța pe el să vină cu mine. Ce pot să fac este să merg eu. Merg eu la terapie și înțeleg eu ce se întâmplă cu mine. Încep eu să fac niște transformări. Nu aștept să înceapă el să schimbe lucruri pentru că așa vreau eu. Pentru că nu o să ghicească, nu o să se întâmple de cele mai multe ori, dacă nu comunicăm într-un mod în care să se simtă și el în siguranță și începând să schimb eu, începând să înțeleg eu, ajută la modificarea dinamicii de cuplu. Relația... Da, încep să pun altceva în relație. Apropo de relația ca a treia... Bineînțeles, bineînțeles, dar astea sunt lucruri pe care nu le putem controla. Ce vreau să zic este că nu ne putem controla, nu putem controla partenerul, nu putem controla situațiile în totalitate. Tot ce putem să facem este să începem noi această transformare, să începem noi să venim în întâmpinarea lui. Da, dar nu e nevoie neapărat de psiholog, iartă-mă un pic. Până ajunge la psiholog și se poate întâmpla să ajungi, dar mulți nu ajung, persoana care simte că nu merge relația, se duce către partener, neacuzator, și spune: băi, eu simt că, nu tu niciodată, eu simt că ceva nu funcționează la noi în relație. Că dacă ai dat-o cu tu niciodată, s-a pus capac de la început. Cum vezi tu lucrurile astea? Ce variante avem? Am mai pus o dată întrebarea asta. Îl cointeresez pe ăla, că el poate a fost în filmul lui. Și el va n-avea că tu simți că ceva nu e în regulă în relație, că el merge cu ale lui. Știi? Cu presupunerile lui. Lasă-mă că dacă vin acasă nu beau nobat, e în regulă. Serios, nu râdeți că am văzut mentalitățile astea de miliarde de ori. Atât de bazal se întâmplă lucrurile. Și atunci ea vine și spune: eu simt că
ceva, nu știu, nu mai comunicăm, nu mai vorbim, ce facem, hai să vedem. Cu interesează-l pe ăla. Deocamdată și de obicei nu prea se întâmplă, din păcate, lucrurile astea, pentru că noi avem un bagaj foarte sărăcăcios atunci când trebuie să ne exprimăm emoțiile sau când trebuie să ne exprimăm pozitiv. Am văzut și în tot sezonul ăsta de emisiune la TV, am avut o grămadă de cupluri în față. De fiecare dată îi puneam să spună ce apreciază unul la celălalt. Stăteau așa, se pâlpâiau, nu găseau, se uitau prin tavan dar, și spuneau, o iubesc, dar ea era acolo, lângă el, știi? El nu se uita la ea, zicea, păi eu o iubesc. Păi spune, eu pe tine te iubesc. Și el zicea, eu pe iubita mea, băi, acolo. Nu știa, însă în momentul în care îi spuneai ce nu apreciază, rafală. Și invers, la fel. Deci ar trebui mai întâi să încercăm să ne construim un vocabular pe partea aia de plus, că pe partea de minus suntem toți specializați. E geloasă, e cu gura mare, e cicălitoare, știi cum începem, facem, umplem un caiet, dictam, nu cred că în 5 minute le avem pe toate. Însă dacă pui și dincolo în coloana din stânga, nu prea iese. Și asta zic, că trebuie să învățăm inclusiv asta. Nu ne-a învățat nimeni, din păcate. Să susțin în primul rând ce a spus Gina, că dacă că nu putem, evident, să-l obligăm pe partener. Și de foarte multe ori se întâmplă ca dorința de a schimba ceva în relație și de a cere ajutor, de fapt, să vină, în momente diferite. În experiența mea de cabinet, foarte mulți clienți împășesc ușa, cumva cu dorința asta de a schimba ceva în relație. Și ce se întâmplă, am o statistică acum, dar de foarte multe ori, celălalt partener care n-a venit, vine și el apoi la terapie de cuplu sau cere terapie individuală. De ce? Pentru că dintr-o dată simte că partenerul care a apelat prima dată la terapie este suficient de dispus să facă niște schimbări, să se uite la el și să-și asume partea lui. Și atunci el se simte cumva mai în siguranță să apeleze la ajutor. Desigur, cum spunea Andrei, ajutorul poate fi psihoterapie, poate fi un pastor, un preot, un prieten bun. Important este să cereți ajutor, pentru că de foarte multe ori ce se întâmplă în relații, percepem prin realitatea noastră învățată de-a lungul timpului și nu întotdeauna este cea a partenerului și de foarte multe ori din aceste interpretări ajungem la niște conflicte foarte mari. Când în realitate lucrurile se pot rezolva mult mai simplu, dar cu un ajutor din exterior, care vede altfel, pentru că oferă o altă perspectivă. Pe de altă parte, că spuneau colegii, poate celălalt nu vrea. Dacă celălalt nu vrea, eu merg la terapie și îmi dau o perioadă relație în care eu fac schimbări și după o perioadă de timp iau o decizie, în funcție de nevoile mele, de granițele mele, da, sunt dispusă să mai investesc în relația asta sau nu, eu am făcut ce ține de mine și atunci fac o alegere. Rămân în relație sau ies din relație? Adică, în niciun caz, nu aveți de pierdut. Asta, cu siguranță. O întrebare. Ce faci într-o relație în care tu, ca femeie, dai partenerului toată libertatea care și-o dorește? Se duce la meciuri în alte țări, se duce cu băieții, se duce la fotbal. Deci, te vrei să duci ca bărbat, ca să zicem. Și apoi, la final, spune, păi știi, că nu vei dreptate, pe care libertate o mai vrei să nu. Și-a tratat-o pe toate. Și bineînțeles că s-a ajuns la mulți. Deci, problema e rezolvată. Da, rezolvată, da. Acum, profitând de ce ai spus, apropo de comunicare. Am făcut psihologie, dar am ales să mă ocup de relații pentru că, și comunicare, pentru că acolo sunt dificultățile cele mai mari. Eu, la facultate de psihologie, n-am învățat prea mult despre comunicare, de fapt. De fapt. Și atunci, cu comunicarea mă ocup. Și atunci, el spune, nu vreau să merg la psiholog. Și atunci pot să fie... Practic, e o șansă de comunicare. Dacă el spune, nu vreau să merg la psiholog, de fapt, ce vrea să spună în spate acești? E ceva legat de psiholog? S-ar putea să aibă o dificultate să spună, domnule, noi, eu îmi rezolv bărbații, noi ne rezolvăm probleme singuri, nu avem nevoie de psiholog, psihologii sunt niște porcării, n-am de unde să știu ce e în spatele, nu vreau să merg la psiholog. Sau poate să fie cealaltă variantă, care este... Nu mă interesează, nu sunt motivat să schimb relația în vreun fel. Sau pot să fie și varianta, pentru mine relația e foarte bună, nu văd care e problema. Tocmai de aceea vă invit să nu luați primele cuvinte ale celuilalt, care pot să fie, n-am chef, nu vreau, ești un dobitoc.
ce vrei să spui de fapt. Să trecem de la o generalizare sau o etichetă care nu e pusă eventual sau pe care o pune celălalt, în a-l invita să spună mai multe despre asta. Bineînțeles, nu în momentul în care le urcăm pe perete și vrem să-i tragem una. Atunci, cred că e mai util să le retragem în momentul în care emoțiile și furia iau stăpânire. Dar e o ocazie de comunicare. Ce vrei să spui în legătură cu asta? Pentru că, uite, eu mi-aș dori să merg la psiholog pentru că și prezint, uite cum anume mă gândesc că ne-ar ajuta pentru tine, cum este. Și atunci aflu că dacă el nu e motivat să facă niciun fel de schimbare, voi vedea ce anume am de făcut. Sau l-aștept cu plăcere la atelierele de comunicare pe care le facem, la care și domnii se întâmplă să participe un loc, chiar dacă sunt inițial târâți, dar după aceea pleacă de obicei încântați. Da, vă rog. Vreau să vă întreb dacă considerați că după vârsta de 40 de ani, dansul acesta al furiei, al iubirii, al armoniei, ar putea avea mai multe șanse de succes. Și aș dori să mai spuneți dacă, din experiența noastră, dacă considerați că orgoliul sau încăpățânarea pot duc la dezarmonizarea acestui dans. Vă întreb pentru că sunt curioasă și ați întâlnit probabil destule cupluri, mă refer în special la, la cuplurile după vârsta de 40 de ani. Mulțumesc! Am vrut să spun dacă vi se pare că e mai eficient acest efort în a fi mai bine. Am vrut să întreb, de fapt. Aici n-am citit o statistică care să spună de diferențele de vârstă. Adică dacă după 40 de ani lucrurile pot să meargă mai bine. Dacă înțeleg, asta e întrebarea. Dacă după 40 de ani... Depunând efort. Adică ați estimat de-a lungul experienței dumneavoastră. Nu am zis ceva bătut în puie. Sunt argumente și pro și contra. Adică argumentul pro este că poate am o experiență și am învățat niște lucruri din relații. Dacă am avut capacitatea individuală să mă uit un pic mai atent la mine și la vulnerabilitățile mele. Dacă privim din perspectiva asta, atunci da, are sens și poate că după 40 de ani lucrurile pot fi văzute altfel. Poate că se schimbă și valorile și prioritățile noastre. Sau poate se schimbă modul în care ne vedem și ne dorim o relație. Pe de altă parte, dacă, să spunem, la vârsta de 40 de ani, nu am reușit să fiu atent la mine, poate toate vulnerabilitățile care s-au strâns și eșecurile din relații, poate mai degrabă îmi îngreunează. Adică cumva sunt perspective și pro și contra, ca să zic așa. Nu știu dacă, Gina are vreo experiență. Ăsta din buletin nu cred că are legătură cu lucrurile astea. Ba da, are legătură cu efortul pe care ești dispus să-l faci, ca acel dans de care am vorbit până acum e mai grațios. Mai bine spus, dacă vorbim despre două persoane care sunt dezvoltate din punct de vedere emoțional și personal, dar cazurile nu sunt foarte multe niciodată. Cu ce văd eu? Adică, din punctul meu de vedere, și vorbesc strict din punctul meu de vedere, la vârsta mea, nu mă mai interesează ce mă interesa, să zicem, la 30 sau la 25. Adică să mă căsătoresc din nou nu mă mai interesează de niciun fel. Despre cuplu, nu căsătorit, stat împreună sau nu să funcționeze. Tiparul pe care funcționa, să știți că contează foarte mult în economia asta. Am întâlnit foarte multe persoane care au divorțat pe la 30, s-au căsătorit din nou, au divorțat pe la 36 și mai vor încă o dată. Și și-au punctat fiecare relație cu notă de plată la 9 luni. Ăla este tiparul, altfel nu știu să trăiască. Nu știu să trăiască. Am făcut iar un poll la mine în comunitate și le-am întrebat dacă în relația ta nu s-ar pune problema de căsătorie și copii, ai mai rămâne în ea, 99,9% au răspuns că nu. Că n-are sens relația aia. Și atunci înseamnă că deja vorbim despre un tipar de existență, da? Care practic ăla primează. Noi nu mai vorbim despre iubire, noi vorbim despre obiectiv fix. Dacă nu mă căsătoresc, nu sunt validată social, dacă nu fac un copil, nu mă simt împlinită. Ăsta este un tipar pe care se funcționează și se funcționează cu foarte mari dezastre în momentul în care apare eșecul, adică divorțul.
foarte mare dezastru emoțional. Pentru că în loc să ne bucurăm de călătorie, noi bifăm obiective. Asta e. Cred că e util din punct de vedere al întrebării, pentru că e o întrebare generală și din punct de vedere al comunicării și relațiilor, cred că generalitățile ne duc în niște lucruri în care ajungem să ne luăm de păr. Pentru că eu cred așa și celălalt crede așa. Cred că cel mai util este să mă uit la mine și să văd dacă eu îmi doresc o relație și dacă sunt dispus să fac efortul și pașii în așa fel încât să pot să mă armonizez cu cealaltă viață. Nu mi este cuvântul bine, dar de complicat e. Asta vreau să spun. Dacă după 40 de ani ți se pare că lumea e mai dispusă să privească către el și așa mai departe. Eu care de-abia am împlinit 40 de ani anul acesta, pentru mine, cu ochii mei, mi se pare că lumea e deschisă și că relațiile nu pot fi mai bune decât, decât sunt acum și vor fi în viitor. Asta e perspectiva mea, bineînțeles, cu tot ceea ce am făcut până acum. Cred că fiecare are o perspectivă diferită și depinde cum anume ne întâlnim în relațiile noastre, în aceste perspective, dacă ele ajung să se armonizeze, pentru că sunt multe relații care, în care există iubire, dar nu există acea armonie, relația nu funcționează, nu o să Mozart face Max sau Picamăr mai rău. Și atunci, foarte frumos ați spus că, ok, ce mai important, e mai importantă relația noastră sau e mai important să ajung la timp? Și cred că asta e întrebarea esențială până la urmă. Pentru că, de cele mai multe ori, toate celelalte lucruri primează. Primează să ajung la timp, primează gunoiul, primează cât de repede am ajuns într-o parte, primează copilul întotdeauna și nu cuplul, primează o grămadă de alte lucruri, iar cuplul este ultimul, pentru că el e acolo, e lângă mine, și dacă e lângă mine, nu e nevoie să depun efort, că e acolo și e sigur. Și până la urmă, care e? Până la urmă, relația de cuplu, despre deosebire de relația cu copiii care sunt aici ca să-i ajutăm, să ne spună într-o zi la revedere, mulțumesc, relația de cuplu e cea lângă care voi ajunge să îmbătrânesc și atunci cred că e locul în care să pot să depun ceva efort și să investesc toate cele mesaje pozitive, să-mi schimb un pic comportamentul, bineînțeles, dacă am motivația să o fac. Aici iată-mă și e completare și cred că e important să spunem că există o altă chestie toxică din punctul meu de vedere. Familia este celula de bază a societății. E asta, nu? Cuplul nu face parte deloc din ecuația asta. Cuplul este celula de bază a familiei. Înainte de să ai o familie, ai un cuplu. Foarte mulți oameni merg doar pe ideea că familia este celula de bază a societății. Nu contează cum îl fac și cu cine. Și de aici iese nenorocire, iese masacru. Da? Pentru că eu trebuia să am o familie. Nu mă interesează cu cine o fac. Nu vreți să știți câtă violență este, câte bătăi, câtă devalorizare, doar pentru ideea de a avea familie. Îmi scriu sute de oameni, și femei și bărbați, să știți că și bărbații sunt abuzați la rândul lor. În altfel, e adevărat, nu și-au bătaie, că e mai greu, da? Da. Și e diferit abuzul perceput de bărbat atunci când se întâmplă să fie ei abuzați. Am avut câteva cazuri. Percepția este diferită. Femeia, de cele mai multe ori, cere ajutor. E mai confortabilă cu vulnerabilitatea, pentru că bărbatul se percepe slab. Și dacă cere ajutor în momentul în care este abuzat, și poate fi abuz emoțional, poate fi abuz fizic și a fost. Și sunt diferențele astea de gen între cum este perceput. E foarte important să avem asta în vedere. De-aia spuneam că trebuie să punem cuplul acolo unde e locul. Și locul lui e fix la bază. Liseta, tot timpul ne plângem că nu există comunicare, că stăm prost cu timpul. Cum facem să comunicăm eficient cu partenerul și cumva să dobândim niște abilități pe parcursul unei relații, să dobândim niște abilități de relaționare în cuplu? Interesantă întrebare. Cred că până la urmă e vorba de timp, nu are, e clar. De cele mai multe ori, foarte mare parte din timp o petrecem la serviciu, cei mai mulți dintre noi. Însă e vorba de prioritizările pe care putem să le facem. Și cred că putem să stabilim cu partenerul o dată pe săptămână. E foarte important, citeam la un moment dat, era, cum spunea un alt psiholog, un
cele de care vorbim astăzi, că e important, foarte important, să nu uităm să ne dăm întâlnire cu partenerul. Poate, nu știu, o dată pe lună sau la două săptămâni, îl invităm sau o invităm în oraș, la o cină romantică, într-un loc surpriză, de ce nu, și cu ocazia asta și comunicăm foarte bine, că la suntem la masă, ne bucurăm de, nu știu, comandăm ceva ce n-am mai mâncat niciodată și tot timpul ăsta îi spunem ce avem de spus, suntem liniștiți, nu este copilul care vrea, nu știu ce, jucărie sau atenție. Sunt mai multe soluții, nu știu, putem să mergem într-un weekend, să fugim din oraș și acolo, normal, suntem doar cu partenerul și avem timp să vorbim. Bun, și dacă există copii, ce faci? Sau refuză partenerul tocmai din cauza copiilor. Atunci discuți cu partenerul și îi spui că ai nevoie de el ca partener, nu ca părinte. Ai nevoie de partenerul tău, nu de părintele copilului tău. Se fac lucrurile, pentru că aveți o relație. Aveți o relație de cuplu. Prima, cum bine zicea Andrei, a fost cea din tâi, la care se adaugă o altă eșarpă, care e relația de părinți. Deseori ne petrecem atât, ieșim la întâlnire, și știi ce am făcut la școală, și știi cum a mers, și ce a făcut, și atunci lucrurile se amestecă. Și ne vorbim cu mami și tati, nu? După ce apar copii, e mami, e tati, aud pe mei și îmi spunându-se și acum, așa? Și în ceea ce mă privește, copilul meu știa dinainte, tu și soțul tău plecați la film, pentru că nu merg cu tati la film, pentru că nu merg cu tati voi așa să meargă, pentru că mami și tati sunt pentru ea, nu? Sunt niște roluri pentru ea. Merg cu soțul meu la film sau merg cu soțul meu în vacanță. Pentru copil a fost foarte clar, de fiecare dată când suntem suficient de fermi și coerenți cu noi și ne ajungem să ne respectăm și respectăm și pe celălalt, fie că e cuplu, fie în relație de părinți, e perceput și în partea cealaltă. Copilul nu o să aibă o dificultate în măsura în care voi aveți nevoie de timpul vostru de cuplu și vi-l respectați. De asemenea, și partenerul va ajunge să vadă că nu ajung să țip și să urlu, dar pot să spun că am o așteptare concretă de la el. În măsura în care o fac pe o voce calmă, fermă, coerentă cu mine. Nu în nerv și reproșându-i. Deci e posibil, în măsura în care există motivație, ne dorim să facem asta și e un exercițiu permanent. De altă parte, e foarte important ca și partenerul să asculte activ, nu doar să se bucure de pastele cu creveți sau eu știu ce ai comandat în seara respectivă. Și apropo de ce întrebați dumneavoastră, am citit la un moment dat sau am văzut un interviu în care Harriet puncta faptul că este foarte important. Ați întrebat ce facem dacă nu merge partenerul la psihologie, dacă nu mergem în cuplu. Este foarte important ca unul dintre noi să meargă, pentru că odată ce noi ne-am schimbat, automat și partenerul se schimbă ca reacția schimbării noastre. Poate e inconștient, el nu știe. Și vă invit să faceți un test. Atunci când cineva vorbește într-un mod violent sau agresiv cu dumneavoastră, răspundeți-i calm și încetul cu încetul o să vedeți că și în vocea acelei persoane veți redescoperi calm. Cel mai simplu test. Faceți asta mai ales cu o femeie care e nervoasă și o să iasă bine de tot. Da. Da, iubita mea, da, ești un nenorocit, un nesimțit, un porc ordinar. Da, sigur, așa e, ai dreptate, nu mai fac. Cum, cretinule, că eu... Nu, e ce complicat, hai să nu. Dar ce se întâmplă atunci când tu zici și tu ești o cretină? Cum decurge situația? Păi nu, normal, nu ar trebui să existe lucruri de genul ăsta, dar există ele. Am povestit mai devreme cu ce a scurs din bucătării de pe la oameni. Asta cu comunicarea e chestie complicată. Și e o chestie complicată pentru că oamenii vor să câștige, nu vor să se conecteze când deschid gura. Așa am fost noi învățați de la școală, de mici. Tu trebuie să fii cel mai tare din clasă ca să ai un rost. Ai șanse mai mari să ai un rost. Tu nu trebuie să fii prieten cu colegul de clasă. Voi nu trebuie să colaborați. Nu. Tu trebuie să fii number one. Tu trebuie să fii cel mai tare, pentru că așa o să intri la un liceu mai bun și ai mai mari șanse să ai și tu un rost în viață mai mare. Așa am trăit noi, generația asta care a prins educația în comunism. Și din păcate și ăștia mici trăiesc la fel. Asta cu echipă, cu... Și atunci dacă tu nu ești învățat să faci muncă de echipă, nu ești învățat să faci nici muncă de cuplu. Și acolo o să vrei să câștigi, pentru că toată viața ta ți s-a băgat în cap ideea că trebuie să câștigi în orice relație o ai. Și atunci, cum poți să ai pretenții de comunicare eficientă și de comunicare cu apropiere, conectare, când tu vrei să calci? Când tu vrei să calci, că așa știi tu că funcționează lucrurile.
Și aici avem o problemă. Trebuie să rescriem absolut tot ce am învățat. Tot de la zero. Și e greu, că mulți nu vor. Unii zic, dar de ce aș face asta? Că mie mi-e bine așa. Îl calc pe ăla pe cap, nicio problemă, mai găsesc pe altul să-l calc pe cap. Și atunci avem două variante, ne conectăm sau ne deconectăm. Și cred că ar trebui să fim conștienți de chestia asta fix înainte să deschidem gura. Bă, dacă eu spun X frază, ce impact va avea asupra relației mele? Cât se gândesc? No. O spun direct. De ce? Pentru că ei trebuie să câștige, ei trebuie să aibă dreptate, ei trebuie să impună. Așa am fost crescuți, din păcate. Asta e. Putem să vorbim noi despre comunicare non-violentă, de asertivă, de ce vreți voi? Până mâine dimineață. Te duci pe stradă, uite, mergem acum pe stradă și întrebăm de comunicare non-violentă, n-auzi nimeni despre asta. Cum adică ce e? N-auzi, asta e. Și avem pretenție să fim fericiți în relații și relațiile să funcționeze. N-au cum să funcționeze câtă vreme noi suntem învățați să ne masacrăm unii pe alții. Asta e. Da, aud punctul tău de vedere și în același timp suntem aproape 100 de oameni aici, optimist, în seara aceasta, care au venit să asculte cum am dărâmat toate miturile despre relații și comunicare și care sper că se vor întreba legat de ce anume vor să pună în practică după ce au auzit toate lucrurile pe care le-am spus. Pentru că e minunat să mergem, să auzim oameni, se par foarte simpatice. Doar că sper că fiecare dintre voi să aleagă ceva care să fie lui potrivit și să facă niște mici schimbări, fiind conștienți că orice schimbare înseamnă un dezechilibru și în interiorul meu că, aoleu, ce am spus, sună ciudat, și dezechilibru și în partea cealaltă, aoleu, nu mai ești cum erai, revină cum era înainte, că așa îmi place, cum spune Henry Adler foarte bine. Deci cred că e important ca fiecare să poată să asculte, pentru că ceea ce spun eu cu gura mea nu e ce auziți voi cu urechile voastre și e esențial în comunicare să poți să verific dacă celălalt a înțeles ceea ce eu am spus și ce a auzit el. Și sper că fiecare a luat ceva care să-i fie util, în așa fel încât, cum spuneau Andrei și spuneau toți ceilalți, să construiască mai degrabă decât să distrugă ce e în el. Și cum ziceam în legat de business, apropo de lucru în echipă, funcționează și asta, da? Toate abilitățile pe care le avem. Și primul lucru pe care puteți să-l faceți, așa că amintesc după întâlnirea asta, e să mergeți acasă și să-i spuneți partenerului pentru ce l-admirați. Și pentru ce e minunat și pentru ce l-ați ales să fie alături de voi. Poate el nu știe, poate nu știe și ar trebui să-i spuneți din când. Dacă vorbim de recomandări, eu v-aș recomanda să mergeți acasă și dacă nu aveți deja lista cu nevoile voastre, să vă faceți. Care sunt nevoile voastre? Ce vă face să vă simțiți bine? Ce aveți nevoie de la partenerul vostru atunci când sunteți într-o stare mai proastă? Care sunt limitele voastre? Ce vă face să vă simțiți iubiți? E foarte, foarte important să știm toate lucrurile astea în primul rând noi. Și de foarte multe ori vă recomand acest lucru pentru că se întâmplă ca în momentul în care clienții vin în cabinetul meu să discutăm despre nevoi și să le fie foarte greu să le punem pe hârtie. Asta cumva e firesc, pentru că nu ne-a învățat nimeni să facem lucrul ăsta. Și atunci cred că e un pas foarte, foarte important într-o relație. Pentru că dacă eu mă cunosc pe mine, cu tot ce înseamnă universul meu, nevoile, limitele și așa mai departe, pot într-un mod diferit să învăț să le comunic și partenerului. Și atunci el știe cine sunt eu și se poate raporta într-un mod diferit la mine. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de noi și că ați stat până la sfârșit. Să le mulțumesc invitațiilor noștri, Lizeta Oprea, Gina Enache Tupad, Andrei Bogdan Vulpescu, Irina Calomir și Cati Călin. Sper că ați aflat lucruri interesante și că specialiștii noștri din această seară au confirmat cumva și au venit cu răspunsuri în întâmpinarea dorințelor noastre și au răspuns la întrebările noastre. Mulțumim și gazdei noastre din această seară, librăria Humanitas de la Cismigiu, și cu siguranță vom mai face evenimente, astfel de evenimente frumoase și în viitor, cum vă spuneam în cadrul campaniei Te așteptăm în librărie. Vă așteptăm și la alte evenimente. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim o seară plăcută în continuare.